După competență, chemați vicele aici și polițistul local. Polițistul local, în primul rând. De ce nu chemați polițistul local? Credeți că o să rezolve polițistul local? Da, da, are pe competență, tinere. Poliția română nu-i gunoierul primarilor și așa, da? Poliția română este o bază a cetățeanului, da? Deci convingeți cetățenii că vă faceți datoria. Așteptam să vină garda de mediu, aceștia vor lua măsuri. Da, mai că-am păcălit acum vreo oră și ceva că ai zis că ai sunat la gardă, că n-ai sunat. Domnul Hari, credeți-ne, am sunat, s-au efectuat. O să spai de la garda de mediu. Nu pot să vă zic cu exactitate câte apeluri s-au efectuat. Da, da, n-ați luat legătura cu ei, n-ați putut. Ascultați-mă, noi am efectuat 16.000 de apeluri. Cum 16.000? Câte 16.000? Când ai avut timp? A, vorba, nu-i vorba vine. La DSVSA. La garda de mediu. Și la DSVSA mie mi-a răspuns imediat, am vorbit acolo. Eu s-au scurt vorbire. Poate dumneavoastră v-au răspuns imediat. Noi ca să luăm legătura cu domnul doctor care este nu. De competență aici, nu. Care să stabilească cauza morții. Nu trebuie să luați cu doctorul respectiv. Dați la DSVSA. Nu trebuie să aflăm când timp vine domnul. Nu, vorbești la secretariat. Secretariatul dă mai departe și vă anunță exact. Și toate astea, este da? Un circuit. Nu, eu știu circuitul, voi nu știți. Pentru că voi nu ați dat la... Deci secretariatul mi-a spus, n-a sunat domnul nicio poliție, da, acum, după două ore de când sunteți aici. Fiecare are dreptul să... Știu. Eu îți dai seama că eu trimit adresa. Noi am solicitat echipele pentru a se deplasa la fața locului. Da, așteptăm. Da, apele române, ai sunat? Bineînțeles. La apele române? Da, domnule. Și unde, ce li ți-a răspuns la apele române? Am sunat la apele române și în această situație, dacă se impune, măsură vor lua și de la garda de mediu. Apele române, ai sunat, ai vorbit dumneavoastră la apele române? Da, ce treabă. Bine, domnule, bine. O să asculți o chestie cu apele române. Dragii mei, în România se minte foarte mult, suntem un popor creștin, popor ingrat, facem legile după bocanc, după vârful pantofului, dacă le aplicăm. A, păi s-a văzut. Nu, adică ei, oamenii, probabil că nu au competență aici. Dar când merge polițistul cu mașina asta, uite, e Nina, are rampa, nici nu știe să-și facă ochi, unul roșu, unul albastru. Merg ei pe aici așa prin aia și vede un gunoi. A, nu se autosesizează. De ce? Pentru că își dă muncă. Așa să ne creștem noi toți copiilașii noștri în mizerie. Să tăiem pădurile. Mi-a spus unul care a trecut pe acolo prin zona, că nu să fură pădurile. Bă, zi, nu cumva tu vinzi lemne. Și că da, ia uzele. Dacă te văd polițiștii, o să te vadă, mă, polițiștii. Ei vând lemn samsare, adică ăștia, da, nu dau chitanță, nu nimic, păi vă fac eu probe de aici încolo. Vă arăt eu cum oamenii ăștia vând lemne, cum vând păsări, cum vând legume, cu goarne, ei n-aud. Ăștia cu goarne, nu știu când a trecut unul pe aici, cu goarne, vând păsări, vând pepeni. Uite, are goarne. Da. Dacă îi dă un SNU acum, cum se împart tineri ăștia? Vă spune că eu nu-i condamn pe ei. Ei sunt victimele boierilor. Îmi spunea unul că, bă, ești penibil, bă, că vorbești tu cu primul ministru. Da, mă, da. Uh-huh. Și cu Bode. Da. Poate să vă confirme oamenii, da? Ei pot să confirme. Uite, de exemplu, ei acum au văzut ce e aici. Tot. Da? Dacă avem oameni cu coloană vertebrală, eu nu mă interesează pe mine Bode, Ciucă. Păi eu când am dat la oamenii ăștia, au luat în considerare. Bă, dar ce au luat în considerare? E să vă prezint eu acum IPJ Prahova. O să vă fac o analiză a IPJ Prahova, cum s-au arestat șefii lor. Cum s-au arestat șefii de la poliția locală. Directorii, vorbim de directori de la poliția locală. Vorbim de comandanții de poliție al inspectoratului de poliție Prahova. Unul a venit de la Călăraș, avea un ceas meseriaș, veniseră de cinstit, a plecat și ăsta. Ce ai făcut? Mai plecat? A, bine, el s-a angajat tot așa, toată șmecher. Uite, vezi, uite un porc acolo, uite un vulpe acolo, uite un câine acolo, uite și o pisică acolo, că, da, dacă voi n-ați luat-o cu camera pe acolo, uite, aia nu-i vulpe, ce e aia? Păi dar n-are treabă garda de mediu cu animalul. O să luăm după ce da? Cine? Ce, cum să iei? O să mergem să ne uităm. Păi nu, DSVSA are pe competență. El trebuie să ia animalul ăla de acolo, să cheme o firmă specializată, Consiliul Județean, să le facă nota de plată la ăștia și să vedem, dar are PPA vulpea asta? Sau antrax? Sau porcul? Să caute! Eu am văzut aici, am văzut porc, da? Am văzut vițel, am văzut câine, am văzut incus. A venit băiatul de la... A venit fotograful, tată! Bine să... Te cam l-aș așteptat! El... E un băiat... Atenție, îl vedeți?
El ca el trebuie să fie polițist tânăr, e de gașcă, cum spunem noi, face poze alb, negru și color încă nedevelopate. Să trăiești. Ce faci, mă? Ești bine? Să trăiești. El este criminalistul cel mai de criminal. Fii atent, ai grijă când te duci pe acolo să nu te muște vulpea aia. Uite, eu vulpea acolo. Vezi? Dar s-ar putea să aibă pepea de la porc. Ardea aici mult. Da, bătea vântul pe sub pod, flacără mare, dar nu, n-a fumat podul. Așa a spus pompierul. Aici e teren, acolo este teren viran. Așa a spus pompierul. I-a însemnat și a pus acolo. Bine, fă-ți datoria, cum știi că omul face poze la anunțul, la botezuri, dacă vreți, și la mormântări. Bine, acum aici e la muncă. Adică, nu știu dacă a început el cu revelator, fixativ, ăsta fixator, borax, chinon, hidrochinon, acid, acetic, ai făcut? Iată, l-ai făcut, da? Nu știu dacă a lucrat el cu RGB-ul. Bă, când făceai o poză, trebuia să ai 11 tăvi. Atât aveam eu. Adică aveam așa prima dată al negru, revelator, apă cu oțet și pe urmă fixam. El e pasionat de poză, da? Da, s-a făcut și criminalist. Ia uitați ce este aici. Dragii mei, insistați la poliția română să vină criminalistul. Când a venit criminalistul, bine, omul nu poate să facă... Uite-le. Uite, l-ai văzut? N-are geam. N-are treabă, dar e pe partea cealaltă. N-are, că nu-i parbrizul. E geamul normal. Nu mă leg de ei. Face poze. Vezi că ai și canalizarea asta, vreau să o faci așa. Să iei și canalizarea acolo. O constați că e o canalizare care duce poluare, face parte din dosar. Ei n-au coborât polițiștii. Bă, nu mai provoca! Treaba ta! Bă, dacă vrei să mă iau de găinăriță, s-ar putea să plecați voi după găini. Băieți care îl vedeți, da? Trageți-i de urechi, să nu mai provoace, da? Să nu mai provoace, că dacă provoacă, nu vă văd bine. Și cu casele, și cu comerțul, și cu poliția economică, criminalistica. Păi nu vă dați seama ce activați voi? Ce dracu aveți, mă? Vreți să trăiți? Dar vedeți-vă, mă, de treabă, că nu sunteți, mă, deștepți. Bă, nu sunteți deștepți. Eu nu știu unii cum ați luat voi permisul. Da? Nu mă faceți ca să vă dau pe listă care dintre voi știu să cercească sau să scrieze. Vedeți-vă de treabă, că n-am treabă cu voi. Ia uite aici. De ce băiatul ăsta, criminalist, el se murdărește. Mergem pe aici. Foc. Vezi că e apă. Aici este teren viran. Ia uite ce e acolo. Vino pe aici. Nu te duce, nu mă umblă pe acolo. Vino pe aici. Uite așa. Aici e gârlă. E cricovul sărat, teren viran. Ia uite ce e aici. Ia uite ce e aici. Nu s-a fumat podul. Adică ardea focul, mă, au pus crăci. De ce crezi că au pus ei crăci? Voi stați acolo, că aș spus când vine criminalistul, filmați și voi cu camera. Stați acolo, eu aveam nevoie de filmarea de la cameră. Treaba voastră, o să vedeți. Da. Vrei să-ți dau eu bandă? Îți dau bandă dacă vrei, cam la mine. Bine, banda poți să o lași aici. Animale, o să-i punem pe ăștia de la DSVS să caute. Tot așa. Trebuie să mergem și pe partea cealaltă. Da? Bă, omule, datoria, că oamenii trebuie să aibă încredere în voi. Arătați fraților că voi vă faceți datoria. Numai că mai sunt câțiva care uită că sunt polițiști, uită atribuțiunile de serviciu. Uite, băi, pompierule, da? Uite, bă, fumul la pot. Păi dacă bătea vântul de aici încolo și flacăra, voi ați văzut cât ați făcut? 300? Deci aici sunt 350 de chile. Domnul polițist, vă rog frumos să...
să filmați tot bunul ăsta 350. Wow. Sângerul aici? Da. Aici la intrare? Cum se numește? Aici. Bine, ha. Foarte greu, repet, foarte greu, autoritățile îți desfășoară activitatea într-un mod profesional. Foarte greu. 112, da, păi să termină focul. Îl singhei. Ia uitați cum este foc, da? Foc, 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 foc. La sângerul. Aici avem cei mai mulți cetățeni cinstiți care transportă păsări. Atenție! Cei care mă înjurau cel mai mult. Eu acum vin de prin țară, prin Buzău, pogoanele. Și tete, am zis eu tata la primarul ăsta din sângerul care era, bine, el e un băiat bun. Îi lasă pe toți să-și facă case, ăștia care sunt comercianți de păsări, da? Care cumpără păsări, dacă vin sângerul, te omorâm! Aolo, că-ți mi-au dat în sângerul, uite, sunt în sângerul. Și cum te sunteți, mă, ca să mă omorâți? Că nu puteți să mă omorâți. Ce este aici? Păi, uite ce se vede, nu se vede, foc. Și pe suport și pe asta, când vezi focul ăsta, aici nu e un foc de paie, cu paie, aici este un foc la gunoi. Dacă știu autoritățile de aici, nu, n-au văzut cum să vadă. Am sunat la 112. De ce? Păi, uite ca să vedem. Păi, vreți dreptate? Da. Haide mă că vă dau dreptate, că eu n-am zis niciodată de chestia asta. Deci, fum negru, gunoi, cât cuprinde. Aici este un gunoi aruncat de către oamenii civilizați. A fugit primarul? Ce ai făcut primare? Ia uite ce e aici. Salut! Dacă se dă foc aici, nu aia, cum să dea foc? Nu, nu, nu. Ăsta de la 112, de la Ploiești, de la dispeceratul Ploieștiului. El tot se pronunță, el vrea el neapărat, vrea poliția din, de aici, de la Prahova, da? Să dea el amenzi. Cum să fie mai aici asta, nu cum? E apel nejustificat. Păi, hai mă, omule, eu transmit, deci, atenție, eu transmit din satelit. Ia uite ce e aici. Ia uite ce e aici, da? Apele române, tot ce, ia uite, foc. Deci trage podul, atenție, siguranța rutieră, temperatura, podul, deci îl face praf podul. Uite, animale pe aici. A, stai mă un pic, mă, că îți chemă și de SFSA-ul primarului. Ăștia care ai tu, deci toate casele, atenție, care le vedeți acum în construcție, sunt toate autorizate. Sunt ăștia harnicii patriei care cară păsări. Stai mă un pic, că voi, pe voi, în loc, bă, trebuia să aveți un respect față de mine, da? Că nu v-am făcut, ce o să vă fac acum? Acum vă fac. Nu spuneați voi. Că dacă vine în sângerul, mamă, ce o să mă bateți? Serios, mă? Bă, serios? Ia să faceți. Ăsta-i fum? Ia uite ce e aici. Da? Ăsta de la 112, de la poliția, de la IPJ Prahova. Felul că voi mi-ați dat mereu, în repetate rânduri, sancțiuni, că vă ajută justiția, da? Pentru că pierdeți în instanță, dragii mei. Pierdeți! Ia uite aici! Ia uite, tate! Da? Ia uite! N-a venit polițistul! Acum! Ia uite ce e aici! Da? Ia uite ce e aici! Hai mă ăsta de la 112, polițistule de la dispecer, că te face să te vadă lumea! Da? Deci tu la jugureri te-ai pronunțat, că nu v-a anunțat colegul că vă dă amendă? Păi s-a pronunțat ăla, mă, atenție, pe cameră. Și ăla când îmi dă amendă, bă, să vezi, că îi fac plângere penală. Da? Podul, ia uitați și iese aici. Da? Asta este, da, toată zona este. Toată zona este. Foc? Păi acum avem, dar uite și pe aici arde. Da? Ia uitați, canalizare. Direct despre ce vorbim. Canalizare de lături aici. Da? Uite, casă acolo, lăturile aici. Stai un pic că vine la tine primare.
care tu ce făceai? Trimiteai vorbe să mă înjuri? Nu, 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 n-ai fost tu, nu, 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 nu tu, nu, nu. Nu, cum să fac? Cum să faci așa ceva? Cum să faci, mă, tu așa ceva, că n-ai făcut? Eu refuz să cred. Tu ești un om bun, un om gospodar, un om cu suflet, Apele Române, da? Garda de Mediu. Uite un câine acolo. DSVSA-ule. Salut, băieți! Aveți apă, da? A, puteți să o luați din baltă de aici, dar aveți grijă să nu intre vreo pisică pe țeapă. Am văzut eu trei căței, o pisică și un șoricel, bine, și un purcel un pic mai încolo, și grămada aia acolo. Ia uite, tată, fiți atenți, ia. Ia uite, tată, da? Toată zona asta, da? Toată zona asta, uite, toată zona aceasta este un grad ridicat de poluare. Foarte mare. N-au trebuit să dea mașina mai încolo. Vă dați seama. Ia, calcă furtunul, nu. Uite, și pe oamenii ăștia sunt transportatori. Uite, băi, dispecerule de la Ploiești, care spui tu întotdeauna și intimidezi cetățeanul, că la, nu v-a dat amendă? Nu v-a dat amendă, nu mi-a dat amendă, da? Și dacă îmi dă, de-abia l-aștept, îți dai seama. Nu mai intimidați, bă, ești cu ei sau? Nu, 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 nu. Auzi, dar tu ești de aici? De aici, de aici, în comună? Da. Se pare normal? Băi, stai, nu că nu prea, când ai zis nu prea, înseamnă că e normal, ceva, dar ia pe alea. Ceva e normal, dar nu prea e normal. Auzi, dar asta cum se numește apa asta aici? Cricovosărat. Cum ăsta e Cricovosărat? Păi trece pe la mine în Cioran. Ăsta e Cricovosărat? N-are cum să fie, mă, Cricovosărat. Nu, nu. Nu, 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 nu. Da. Măi, e așa din sângerul. Parcă se spunească dacă vin, mă bateți voi de mă omorâți. Bine, omul tot așa, transportator de păsări vii. Are volanul pe dreapta, atenție. Da? Alții, toți aici sunt transportatori, cu case, regulă, cu păsări, regulă, cu furtune noi, pompierii, până sting ei, arde tot, până sting ei. Deci au venit, uitați-vă la filmare, în cât timp dă drumul la apă, da? Presiunea, ia uitați cum e presiunea. Uitați-vă cum este presiunea, da? Furtunul ăsta trebuia să fie băț. Da? Ia uitați-vă la furtuni. Oamenii își fac datoria. N-a venit poliția. Deci, atenție, sun la 112, ori nu-ți vine pompierul. Sunteți de la primărie? Da. Sunteți domnul primar? Da. Vice? Da. Dar ce funcție aveți de la primărie? Ce funcție ai dacă ești de la primărie? Omule, asta e mașina primăriei? E primăria sângerul. Domnul, dumneata ești de la primărie? A, păi dacă ești așa și te porți așa cu mine, o fi primarul? Nu, o fi vicele. Nu, e... Cine-i, mă, omul ăsta? Să-l vedem. El a oprit pe pot? A oprit pe pot. E cu relații, omul. E vătaf, are mașină de serviciu. El n-a văzut până acum dacă e de la primărie. N-a văzut! Bă, nu vă este rușine? Asta e dosar penal, tate. Da? Ia uite ce e aici. Bă, dacă am venit în sângerul, de ce nu mă bateți, bă? Cum zicea ce? Pentru că aici sunt țigani, atenție. Și țiganul nu face așa ceva. Un țigan nu face așa ceva, dragii mei. Un țigan este pe meserie. Faptul că el este discriminat este un lucru foarte grav. În România, încă. În secolul 22, 23, 24, 25, atunci să dispară această discriminare față de această comunitate. Uite, mă duc la unul, fii atent. Salut. Ai tu oftică pe mine? Adică mă urești tu pe mine? Cine ești dumneavoastră? Nu te cunosc. Geană mă numesc. Ia fii atent. Ce crezi tu că e aia acolo? Acolo. Aha.
O vulpe, să fie vulpe. Bă, nu știu, dar e animal sau e om sau e așa, o blană? Fii vulpe de aici, e vulpe. S-a murit aici, s-a sufocat. Dar se pare normal să e aici? A? Nu ți se pare? Dar n-ai coloană vertebrală, să zici. Nu mi se pare normal! Ce crezi, că dacă dai foc pe aici, distruge podul ăsta, încinge bitumul ăsta? Da, da, foc, 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 foc! N-a venit poliția. Când vine poliția. Când vine poliția, haide încoace, haide încoace! Ia uite-l! Ăsta-i la telefon! Atenție! Polițistul local! Dacă este polițist local, este ori incompetent, ori nu-și face datoria. Omul ăsta ia banii de la stat degeaba. Hai să-l întrebăm. Numele meu este Geana Harry Florin. Vreau să discutați cu mine, sunt apelant. Omule, vreau să vorbesc cu tine, polițistul local, dar nu mă interesează. Dar nu mă interesează, ești polițist local, omule, vreau să vorbesc cu tine. Închideți telefonul cu șeful. Omule, am nevoie de sprijinul tău. Ce faceți? Asculți împăratul? Polițistul local, legea 155, tu trebuie să... Eu ce fac? Nu spun nimic ție? N-are el treabă, e la telefon. Așa e în România. Polițistul local nu-și face datoria pe raza teritorială aici. El trebuie să fie tras la răspundere, să plătească. Oamenii așa trebuie să trăiască într-un mediu înconjurător curat. Ei sunt plătiți. Tu plătești taxe și impozite, da? Dacă am bani, plătesc, dacă... Bă, ce trac, mă? Bă, nu m-a răspunsuri de astea proaste. Nu vezi că stau acasă. Bă, nu m-a răspunsuri proaste, mi-e dat. Dă-mă un răspuns. Domnule, plătesc taxe și impozite. Vrei un mediu înconjurător curat? Domnule, eu sunt... Ia de aici! Ce ești tu? Da, domn, nu știu ce înseamnă. Păi fii atent, dacă... Ia fiți atenți, unde s-a cărat, s-a adus împărăția. Au pus creci oamenii. Așa e podul la noi aici. Să pune podul. Mă copii, mă minorilor, vouă vă place ce vedeți voi aici? Puteți voi să vă jucați cu veverițele? Am văzut eu o veveriță din aia mai mare, în gunoi acolo. Nu puteți să ne jucăm, domnule, cu putuia de cei. Păi știi, de ce acceptați, mă? Unde-i, mă, polițistul? Salut, băieți! Unde-i, mă, polițistul ăla local? A fugit polițistul local? Bă, dar plouă, mă, aici, la voi? Cum, mă? Ce, mă, plouă, mă, ce? Ia uite, mă, plouă aici. Ia uite ce plouă aici, fii atent. Unde s-a dus polițistul ăla local? Uite, bă, e polițistul local. Ce zici? A, nu ești de aici, știu, știu. Toată lumea nu e de aici. Ce vreau, domnul agent de poliție? Vreau să-mi filmați... Alo? Vreau să-mi filmați și apa asta cum curge aici. Asta este o poluare. Deci camera nu mai e opris, vă rog frumos, sunteți la intervenție SNUAU. Filmează? Domnule, curge apa asta? O vedeți? Filmați cu camera, că aveți o decizie, 97. Atenție, avem și în partea, haideți și în partea aceasta. Știi foarte bine, știi. Vreau să filmez, tinere, vreau să filmez. Stați că vine mașina. Sau, domnule, dumneata, ce se întâmplă? Ții cu poluarea sau nu înțeleg? Ce? Păi eu vreau să-ți arăt, să constați persoana. Păi, da. Dar până acum... Dar până acum nu ai văzut? Sau sunteți de aici din... Am înțeles. Ce zici? Ce zici? E canalizare? Uite că se vede, curge. Dar uite așa din partea cealaltă. Foarte clar. Foarte clar ce? Da, este evident. Este un aspect cunoscut. Cum adică cunoscut? Păi, cine cunoaște? Dar cine e? Cunoscut de către cine? Haideți, eliberați-vă. Lasă oamenii în pace, ca voi să... Oamenilor, aveți voie să stați. Stați aici. El acum și arată el că este mare putere. Nu! De ce să elibereze zona? Cu ce te deranjează? Păi este o zonă care se efectuează niște cercetări, nu? Nu! Ați sesizat o fată de natură penală? Omule, termină cu aberațiile astea. Deci, dumneata, acum faci șefeleu aici? Păi nu, o să trebuiască făcut un șefeleu. Ia, hai să te văd cum faci șefeleu. Păi, o să vină criminalist pentru acest. Păi asta vreau, criminalistul, tată. Asta vreau. Dar unde ai pus dumneata acum să eliberați zona? Așa vorbești dumneata cu cetățenii? Adică vorbești cu ei de parcă zici că dacă sunt țigan sau romi, îi tratezi cu altă indiferență. Nu este, nu face niciun fel de discriminare. Ba, asta văd eu. Hai, eliberați. De ce să... Dar nu, dăm dumneata decizia dumitale, de ce trebuie să elibereze zona, om? Pentru că este o zonă de pericol, nu? Care-i pericolul? Se poate extinde aici. Nu, care-i pericolul? Băi, nu vedeți... Să trecem fișa de intervenție, că aici este pericol. Așa se trece. O să cer fișa de intervenție. Deci, dragii mei, polițiștii în România, când îi chem la intervenție, toată ziua stau cu telefoanele la urechi. IPJ-ule, de-aia s-a arestat șefii tăi de două ori. Trebuie să anunțăm că am anunțat fața locului, trebuie să anunțăm cu privire la situația... Garda de mediu,
Apele Române, DSVSA-ul. Hai să constatați că n-ați... O să-mi spuneți că n-ați văzut animalul mort. Nu, o să-mi spuneți că n-ați văzut animalul mort. Veniți în pace. Vă solicităm o despres. Cu camera aia să o filmați. Ce e acolo? E animal? Uite-l acolo. E un animal? E animal? De să vă se iau. Vreau să văd de ce a murit animalul ăla. Să nu fie PPA. Porcul blană. Băieți, aveți drepturi și ca mine și ca toți din România. Faptul că vă discriminează, că își bat joc de voi, polițiștii locali, autoritățile locale, nu mai fiți ghiocei. Băi, fraților, sunteți și voi tineri cu demnitate. Fiți atenți. Auzi, tineri. Mi-a zis unii, după aici, bine, Derbedei, că dacă vii în sângerul, îți luăm gâtul cu sabia. Bă, ce sabie ai tu, mă? Nici o sabie, cum să faceți voi așa ceva? Nu, tată. Ia, ascultă-mă. Cu găinile, uite, de-aia mergem în sate, că n-avem cu ce trăim. Ia, uite, punem aici în comună asta. N-ați înțeles nimic. O să vedeți cu Bogoș, filmare cu mine la el acasă, atenție, filmare, da? Nu am, decât când m-am stat de vorbă cu el, am zis, arătați-mi cine vă dă păsările. Și ați înțeles greșit. Și m-ați atacat, nu voi, azi, nu, da? De la sângerul cred că mă nu... crezi că dacă vin în sângerul și casele și mașinile și toate alea la control, poate autoritățile, n-am vrut, băi, n-am vrut. Iată, uite ce ce trăi. De ce n-aveți locuri de muncă? În capul pe primar? E plătit pentru asta. Băi, dar n-avem nimic, dar aia mergem cu ei. Anunță-i pe toți, că nu am treabă cu voi, faceți fraților. Omule, am treabă când stau de vorbă cu tine. Stai că trec aici ca să fii zonă izolată. Eu nu te întreb decât, de la ce fermă ai luat? Și ai plecat atât. Dacă tu te ridici și lasă tot, vin la tine în comună, băi, omule, cu toată poliția, armata, ce vrei tu? Filmează și pe asta, domnule, să vadă toată. Lasă-mă, fata, îmi place, mă, că e ziua ei la mulți ani. Băi, te vezi, măcar nu ți-a dat o floare. Păi bine, mă, tu nu dai o floare. Dacă n-a țarit țiganie așa de la mine. Bă, dar de ce vorbește în altă limbă? Nu mai vorbim. Nu, gata, te rog. Gata, ia, nu-i corect. Filmează și pune-l pe... Nu, nu, nu-i corect, nu-i corect, vezi, nu-i corect. Hai, bine, maestre, Doamne ajută. Vezi că aia filmează în patru locuri și pe interior, aia. Mașina-i capcană, treaba voastră. Cum zic unici, că dacă îmi luați telefonul, nu are așa ceva, să duce în server, nu este adevărat, nu are niciunul 450, da? Nu-i să duce niciun server, este o minciună, vă mint, da? Cine să duce în server? Eu am server acasă, tată, ăștia vă mint. Ia uite, fii atent cu tine. Ce ai mai pățit ceva la ochi? Te-a intrat vreo buscă? Uite, cum să duc mustele iarna? De la vânt. Deci de când a venit aici, agenții de poliție, de la IPJ Prahova, de la dispecerul ăla care spune că sun eu la 111, de cum amendează el. Ia mă să te văd cum amendez. Cine face, ăla de la dispecerat. Ăla. Nu, cu ce v-a spus domnul de la dispecerat. A, nu, pe da, dar o să-l fac public pe ăla. Înțelegeți? Da, voi? Da, cum? Ai dat și plângere. Pentru că el se pronunță. Bun, ia spuneți-mi și mie, mă amendați? E apel justificat sau nejustificat? V-am spus noi că vă amendăm? Eu vă întreb. Este apelul justificat, da sau nu? Bineînțeles, este justificat. Păi să-i spunem lui ăsta de la... Băi, ăsta de la 112, de la dispeceratul de la Prahova, că știi că se arestează șefii la voi. Adică nici acum n-aveți șef. Oamenii ăștia nici nu știu dacă au șef, da. De 0749-220-90, dragii mei, când sunați la 112, aveți posibilitatea să cereți înregistrarea de la STS, dacă aveți suspiciunea că cel de la 112, bineînțeles că nu și-a făcut datoria, a trebuit să sună a doua oară, adică 4 bucle, mi-apare. Pe înregistrare, 4 bucle. Ce înseamnă 4 bucle? Când faceți solicitarea de înregistrare audio, o să vă dea prima dată STS-ul și următoarea să dă devierea pe trunchi, pe hunting, apelul de dispecerat, adică de poliție. Ei mi-au spus că și pompieri și polițiștii au fost pe fir. Nu, ori fi fost, dar ei n-au venit, a trebuit să sună a doua oară, să-i anunț, să vină. Și a plecat polițistul local, pentru că pe el nu-l interesează, da? Polițistul local trebuie să fie tras la răspundere pentru că are pe mediu, da? Polițistul local trebuie să fie tras pe răspunde pentru că are disciplina în construcții. Polițistul local trebuie să fie, bineînțeles, și cu vicele. Atenție, vice. Băi, vice. Asta dau o dedicație pentru toți ăștia care sunteți viceprimari. Voi nu aveți impresia că sunteți deștepți. Nu, voi ați venit la furat. Atenție. O parte dintre voi ați venit la furat. Bă, ați venit la furat, da?
Dacă vreți să vă demonstrez dacă ați venit la furat, da mă, vă demonstrăm. În România, vedeți că anul acesta, vă vom demonstra toate măgării. Uite, uite, fii atent, uite șoarecele, uite șoarecele, uite, uite, uite șoarecele, uite, săracul. Uite, tată, șoarecele, da? Uite-le. Da? Uite șoarecele. Uite, te l-a văzut și pomperul. Da? Deci aici, focar de infecție. Animale, la greu. Ce, pe drum, au pus crengi, vă dați seama. De ce au pus ei crengi? Păi băi, primare, băi, polițistule local, voi trebuie să fiți arestați, mă. Bă, voi trebuie să fiți arestați. În România, voi trebuia să fiți arestați. Nu doar așa că... Arestați-mă! Unde ați plecat? Iute. Ați luat legătura cu garda de mediu? Acum a încercat să luau răspund de faxul. Vă intră faxul, nu-i așa? Vă intră faxul, vă spune dacă... Acum aveți numărul de permanență? Numărul de permanență este afișat pe pagina lor, de la garda de mediu, da? Și e pe mobil sau de fix? Este de fix, bineînțeles. Nu, 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 numărul de permanență nu are cum să fie de fix, tinere. Asta o spui la cine nu cunoaște, da? Trebuie să fie număr de mobil. Iar voi ca polițiști aveți obligația să aveți numerele de telefon de la toate instituțiile și tot ce a colaborat. Nu le aveți, nu sunteți profesioniști. Și nu aveți ce să căutați în Poliția Română. Vă nu vă bate joc de instituția asta, că râd cetățenii de Poliția Română și voi nu reprezentați Poliția Română când nu știți cu telefoanele mâine ce instituție să chemați, nu știți numerele de telefon să vi le dau eu. Eu m-am săturat să vă dau mereu. Gata, nu să mai fiu amabil cu voi, să vă dau numere de înregistrare, să sun la DSP, să sun la DSVSA, să sun la Garda de Mediu, să sun la Apele Române, să sun. Bă, nu se poate, gata, nu. De ce? Pe Prahova. Restul, eu n-am nimic cu tinerii. Ia uitați câte resurse se consumă să vină pompierii. Câte resurse se consumă să se facă curat aici. Primarul lipsește, viceprimarul lipsește. Da? Au stins focul pentru că ardea. Deci podul acesta este încins. A avut o albie aici și albia respectivă, pisica, mâța și ce dracu e aia acolo. A, sunt vreo 4 animale care le-am văzut. Bine, au stat acolo în parabolica aia și apoi au plecat. Ia uite ce este aici. Da? Ia uite. Ia uite, ia uite, ia uite. Ești de aici? Zi-mi și mie unde. Aici avem un prieten, nu știu dacă mai trăiește. Nu știu. Da, zic. Am mai filmat. Primăria Sângerul, da? Deci vă dați seama, primăria încuiată. Deci primăria este încuiată, da? Aici. Au încuiat primăria. Vă dați seama, vine cetățeanul și au încuiat primăria. Auziți? Cât este ceasul? Cât? Unu. Păi și primăria e încuiată, pe unde să intre în primărie? Între 12 și 1 au pauză de masă. Între 12 și 1? Da. Au pauză de masă între 12 și 1? Da. Ia auzi, Vătafie, unde scrie pe programul ăsta aici așa ceva? Băi, ăștia, nesimțiților, da? Uite, ușa încuiată? Uite, iată! Uite! Nici program n-aveți, nesimțiților, ce sunteți, da? S-a zis, mă, că pe aici mă întorc, mă! Sunteți la masă? Aveți gaze aici? Gaze! Apă? Canalizare? N-aveți canalizare? Și nu vă da amenzi că n-aveți haznale sau ce? Sângerul cu potențial turistic. Doamnelor, primăria închisă, atenție. Vorbim de o primărie închisă. Primăria este închisă, da? Oamenii aceștia nu pot să plătească taxe și impozite. Ei închidă o instituție publică. Vă dați seama, dragii mei? Au fugit toți. Deci reprezentanții primăriei, poliției locale... Ce vreți, mă, băieți? Au stins focul. Stați, mă, fiind ce plecați. A, gata, s-a stins focul, băi? Faceți un proces verbal? Eu sunt apelantul.
Faceți procesul, am nevoie de proces să vă semnez. La căldărică. Tinerii. Pompierii! Faceți proces verbal, pentru că eu sunt apelant pe SNUAU. Să vedem câți metri cubi a stins. Te dă, domnule, jos, că vreau să vorbesc. Te-ai băgat acolo mașina așa. Unde ai văzut-o? Dă-te jos, stăm de vorbă, civilizat. Am înțeles. Ce vreți, tinerilor? Da, foarte bine, ești minor. Deci, întocmiți procesul verbal. Sigur că da. S-a întocmit și un proces verbal de către colegii de la pompieri? Păi da, dar nu s-a întocmit, eu trebuie să semnez. Nu știați? Asta este de competența lor. Ei au obligația. Colegii, procesul verbal, întocmit. Atenție, vreau să văd câți metri cubi ați stins aici. Trebuie să semnez în procesul verbal. Refuzul, ceea ce faceți dumneavoastră, va duc la cunoștință când dosarul penal... Da, uite că vine omul. Bun. Geană, mă numesc, cu cine am onoarea? Antonin ajutant celălalt Marius. Bun, da, domnul Marius. Cât a stins până la urmă? Câți metri cubi? Băi, nu, am fost aproximat. Nu, vreau... De kilograme de bune nu, menager. Nu, vreau să... Nu, nu, metri cubi. De unde știți că e 300 kilograme? La cu aproximație. Dar de unde știți că... Ia uitați-vă și acolo. Ce a stins dumneavoastră aici? Aproximație 300 de... Bun, gata, dați-mi să semnez, întâi să citesc. Aici v-am mărturat. Stați un pic să văd ce a scris aici. La 6 echipajul de incendiu. La gunoi menajer. Ce zi? Incendiu? Are așa? 300 de... Dar vă rog frumos să specificați în procesul verbal că flacăra extinsă atingea, deci pe suport, atingea, n-a spus nimic de pot, ca locație. Podul nu este nici măcar afumat. Nu e afumat. Da, am zis de G102, ce e un teren viran, nu pot să mă specific nicio altcuiva. Da, dar aici este albie de apă? Albie apă? Albie apă? Eu am spus teren viran. Nu, asta e teren viran. Te rog frumos, asta e apă, tată. Asta e pot, podul nu se face peste terenuri. Te rog frumos să specifici că aici se află o apă. Nu e teren viran. Te rog frumos. Specific în procesul verbal pentru că aici este apă și aici este cricovul, nu știu ce cricov. Serios? Păi s-a trecut la mine, nici orai. Adică noi când eram micuți făceam băiță și luam apă în gură de la canalele de la ăștia. Mai sus aici se bifundă cu țălcioara și... Deci, vă rog frumos, în procesul verbal nu este teren viran. O prezentați o faptă nereală. Aici este pot și este apă. Vine apele, cei de la Apele Române. Nu. Prezentați teren viran. Nu e teren viran. Uite, domnule, iapă, dumneata a intrat cu... Uite, iapă. De ce crezi, dumneata? Deci știam că s-a mutat albia în partea aceea. Nu, dacă e pot. Înseamnă că e Apele Române. Păi podul pentru ce? Teren viran. Acum, fii curești, dumneata. Nu da hârtiile astea. Nu trebuie să modific decât aici. La... A, așa, modific semnez. Și specific că aici este în albia cricovului sărat. Asta e albie se numește. Și ține de Apele Române. Dragii mei, nu vă lăsați păcăliți. În urma apelului să ne uau, atât polițistul, cât și pompierul, deci sunt obligați să tocmească un proces verbal. Pompierul mi-a trecut la kilograme, trebuie metru cub. Să zicem la kilograme, 300 de kilograme. Îmi spune că podul n-a fost afectat. Nici măcar a fumat. Ba da, îl contrazic. Deci un foc care ardea și cu vântul, bate vântul din partea asta încolo? Da. Dar fumul când ați venit era, trecea și pe supot? Da. Dar n-a fumat podul. Dar nu a fumat podul. Așa a spus pompierul. Da. În regulă. Eu și colegul am venit tocmai de un proces viral cu privire la... Păi colegul cum tocmai și cu dumneata ce faci în șoptești? Dar este o situație constatată de a fi... Ce au zis ăștia de la garda de mediu? Garda de mediu se vede plusă la fața locului. Eu am o legătură cu echipa de permanență. Așa. Vor veni aici la fața de locului. De SBS-au? Da, am luat legătura și cu respectiv. Apele Române? Se vor deplasa la fața locului. Nu, ați luat legătura și cu Apele Române? Am luat legătura. Dați drumul la cameră, vă rog. Vă solicit acum să-mi spuneți. Deci, ați anunțat garda de mediu. Am luat legătura inițial cu garda de mediu care va veni și stabili situația. Bun. Dacă se impune mai departe pentru a lua legătura cu... Nu. Eu vă solicit în mod expres să-mi aduceți criminalistul. În regulă, asta stabilim noi dacă se impune depăsarea unei criminalizări. Domnule, e OG 38/2022? Domnul meu. Spune clar că dosar penal, aici trebuie să aduceți criminalistul. Va da șefii să nu aduceți criminalistul, da? Domnul Hari. Deci, criminalistul va veni în situația domnule, în care, în urma și a celor constatate... Atenție, lucruri mult mai mărunte în județe, da? Vine criminalistul. Aici de ce nu vine? Domnule. Va da telefonul, vă acolo. Nu, da, aici faceți niște afirmații eronate. Ce? Domnule. Eu întreb. Dumneata, ești corupt? Nu.
Păi care e afirmația care e eronată? Va da cumva șefii ordin? Nu, absolut. Care e afirmația? Aceasta. Care? Că ce? Că am zis, va da șefii cumva ordin? Păi eu am spus că păi care e afirmația? Că am întrebat. Nu ne-ați întrebat, prima oară ați spus. Ce? Ce am zis? Cum că șefii noștri ne-au sunat și ne-au spus să nu chemăm criminalistul la fața locului. Asta este o afirmație total eronată. A, zău? Din partea dumneavoastră. Ia uzi, păi vezi că camera s-a numit. Fii atent, eu o să fac o plângere penală, pentru că dumneata favorizești să nu chem criminalistul. Atenție, eu nu am treabă cu șef. Dumneata, cu simțul, dumneata hotărăști, da? Solicit. Cum se faci? Ai făcut CFL-ul? Nu, dar ai făcut CFL-ul dumneata? Urmează să fie întocmit. A, urmează, urmează, da, urmează. Mai ne revenim noi cu oamenii aceștia tânări. Nu cunoaște procedura. Solicită în mod expres. Solicită în mod expres. Să-mi aduci criminalistul, crede-mă. În regulă, dacă situația aici impune, se va deplasa un criminalist. Dar să impune, omule, planșe, că e un dosar penal, e OG 38/2022. Bun, liniștiți-vă. Cum adică? Păi, ești un limbaj destul de aici. Ce limbaj? Care? De unde știi? Ce? Dacă, adică mă pui la punct, n-am înțeles. Dar articolul 30 din Constituția României, el știi ce spune? Se pare că fac eu alarmă, adică când vorbesc cu dumneata, am un limbaj, ce fel de limbaj? Sunt ridicat față de dumneata, adică cum adică tu om ridicat? Cu câți decibeli? Mamă, nu ți-este rușine să spui aberațiile astea? Astea sunt niște aberații. Bun. Care e tonul ridicat? Cu câți decibeli? Permiteți-ne să facem. Domnule, verbal, colegul dumitale face. Colegul dumitale face. Dumneata mi-a dus la cunoștință. Camera asta funcționează, sigur? Da, funcționează. De ce refuzați să aduceți criminalistul la fața locului? Dar a zis, criminalistul va veni la fața locului dacă situația se impune, da? Se impune pentru că este OG38, incendiere, atenție, incendiere. Domnule, dumneata ai citit OG38/2022? Acolo spune clar criminalistul. Până dumneata favorizezi oamenii ăștia? Ce se întâmplă? Vreau criminalistul aici, că Prahova, domnule, n-aveți nici acu șef. Dar criminalistul nu se teleportează la fața lui. Nu cât de teleportat, dar de ce nu l-ați anunțat? Asta vrei să mai sun o dată undeva? Nu vrei să sun undeva mai sus, ca să vezi că vine criminalistul? Dar de ce nu vă faceți datoria? Nu, dar de ce nu vă faceți datoria? Domnule, nu-ți faci datoria, dumneata, acum trebuia să împrejmuiești toate chestia asta cu bandă. Am eu bandă, îți dau eu bandă. Așteptați. Vrei să-ți dau bandă? Lăsați-ne să ne facem. Îți dau eu bandă, că am eu bandă. Aveam rugămintea să ne lăsați să domnule, îți dau bandă. Dar omul face procesul verbal, nu dumneata. În regulă. Omul e mai, hai, suntem la fel. Hai să-ți dau eu bandă, ca să împrejmuiești aici. Nu este nevoie să ne dați dumneavoastră. Păi nu ai bandă. Criminalistul va veni la fața locului cu bandă, da? Nu, aia este pentru altceva. Criminalistul. Ce-ți fac eu, omule? Ce-ți fac eu, omule? Du-te acolo, că dai făcut polițiști și uite, instituția asta o pui într-o situație proastă. Într-o situație proastă pui. Deci ce se întâmplă, tânărul? Refuză să cheme criminalistul, da? Ca toți cei alți polițiști care i-am găsit, da? El refuză să cheme criminalistul. Îți sună acum împăratul, șeful. Bine că ei n-au șef. Tot timpul, ăștia-s polițiști, uite. Ăștia-s polițiști, cu telefonul la urechi. Deci el e băgat în mașină, da? Nu stă ca orice cetățean. Domnul cetățean, chemă criminalistul, ardea focul, nu, nici măcar podul nu este afumat. A, nu e afumat. A, dar are crengi, e pe teren viran. Ați văzut? Atenție! Cum jonglează ei, până și pompieri, jonglează în bătaie de joc, dragii mei. Că sting ei focul și asta și-au ales meseria, da? Și-au ales meseria de pompieri, de-aia iau bani, de-aia ies la pensie repede, pentru că sunt mai toți. Omul acesta încerca să-mi ne ducă cu vrăja la teren viran, așa văzut eu. O să vedeți că iau de la autoritatea statului și o acuz pe omul acesta. Bătaie de joc față de voi. Pompier s-a făcut plutonier. O să iasă la pensie repede, că el că este expus. A, să-i semnez, gata, hai să semnez, tinere. Da, să semnez. Dar nici când facă plăcere. Domnule, unde ia să citesc? A fost așa, unde scrie teren? Aici am pus teren terminat la teren, pentru că avem anumite tabloane după care... Nu, omule, nu vreau, eu nu semnez, atenție, scrie Gian Harfiori. Păi nu știam cum că... Da, am înțeles, da. V-am spus cine sunt, dar nu mi-a spus. Aici este, cum să vă spun eu, teren viran. Teren viran. Teren viran. Mergi pe pod aici, foc. Dar de ce au pus ăștia greci să aruncau copiii pe aici? Nu mă, săreau găinile lui Mihai. Chiar și așa mi-au spus băieții. Săreau găinile lui Mihai. Nu, ăla este un om care are o firmă, singurul, care desfășoară activitatea legală. Dar de ce au pus
blaster asta pe aici? Ce? A, să nu mai pună gunoiul. Pentru că voi trăiți aici în mizeria asta. Ce zici tu? Vrea să facă pompierul. Că aici e teren viran. Băi, vrea să treacă noapte. E teren viran. Ce-i bă aici? Cum se numește apa asta? I-a pus apă, dar șansul nu avem. Canalizare nu avem. Băi, ce voi aveți canalizare acolo? Asta e canalizare? Ia vreau mă goce. Băi, cum stai mai departe. Asta e canalizare? Hai mă, fii canalizare mă, ce-i? Asta e canalizare? Da. Ne-a pus apă. Bă, eu văd că... Auzi? Da, primarul ăsta al vostru. Aici ce-i? Cricov ceva? E o gârlă de... Cum se numește, măi? Cricov. Care Cricov? Vino mă încoace, bă, tinere, bă. Cricov-ul sărat. Așa, nu știu dacă e sărat. Bine, dar e poluat. Vicele ăsta al vostru. E băiat bun? Vicele e băiat bun, da. Pământul e rău că-l ține. Nu, el-i dă vină. El-i dă vină pe aici ce se întâmplă. Dar primarul e bun? Primarul? Mm-hmm. Primarul e un băiat bun. Nu zice, de ce? De ce? Că se răzbună pe urmă. Nu zice de... Primarul e un băiat bun. Uite, a venit și altă echipaj. Nu ne suportă. De ce? Păi dați-i mă cu legea și Constituția în cap. Ia uite, vorbesc cu colegii. Ia uite, el ține blocat drumul. De ce? Pentru că își permite. Dacă e polițist, își permite. Uite, el a blocat drumul. El a blocat drumul, da? Trage mă, tată, încolo. Trage așa, că ai în spate mașină. Ai în spate mașină, trage așa. N-are el treabă, mă. Ia uitați-vă la ei. Ia uite, ia. N-au ce... Salut, oameni buni. Busuioc. Și care mai sunteți? Ha, am spus băieții că au pus creci. Bătea un vânt. După colo. 0749-220-90. Sunt în sângerul, băieți, cum spuneați voi. Dacă vii în sângerul, sângerul să curgă de tine. Uite că pus apă, lături, gunoaie, animale, câini, porci. Doi porci acolo, doi câini acolo, o vulpe acolo. Ce faci, măi, primare? Ce faci, băieți? Gardian inutil public, polițist inutil public. Bă, tu iei banii statului degeaba. Aici e problema. Că tu... Deci, oamenii ăștia au venit, da? Au venit aici, au constatat, au văzut, uite, aici, ăsta e teren viran, așa l-a văzut pompierul, da? Adică dacă nu mai e apă, e normal, dracu, să taia pădurile, s-au dus izvoarele, s-au vândut tot. Și uite așa, ce-i încolo? Atenție, ce-i încolo? Totul e palmia râului. Dacă nu mai e apă, măcar să stupedre cu râul ăsta, da? Au intrat la călduri, adică tinereilor ați început prost și vă spun de ce. Pentru că voi ascultați de șef și nu vă faceți datoria, așa cum trebuie, într-un mod profesional. Deci apelul la SNOAU, cu mult timp înainte, am explicat că este vorba despre OG 38. Dosare penale, despre ce vorbim? Incendierea, stuparea și toate astea, mai ales unde? Pă, sub un pod! Păi voi trebuia să veniți cu criminalistica, tată, și să vă autosesizați. Atenție, o să vedeți șmecheria, da? Eu vă las pe voi. Să faceți voi toate manevrele, da? Pe urmă, restul o să vedeți cum picați voi iar în extrema aia negativă. Ăsta de la 112, ăsta de la Poliția Prahova. Primul lucru când spui tu, spui, te amendăm. Bă, tu nu înțelegi că eu sunt imun la amenzile tale. Deci nu poți să-mi faci nimic, tu nu înțelegi. Când ai spus tu că, nu, 2000 de lei, bă, nu ți este rușine, că ți-am și spus, nu ți este rușine. Stai mă liniștit că iau eu CD-ul de la 112. Și o să te fac public când tu încerci să-ți bagi joc de cetățeanul care aduce la cunoștință, uite, fapte penale. Și tu mă faci pe mine victimă. Atenție, eu pe tine o să te trag la răspundere, că și rândul trecut tot așa s-a întâmplat, da? De 3 ori s-a întâmplat pentru apel nejustificat și se justifică pentru că voi, Poliția, Inspectoratul Prahova din Ploiești, voi favorizați, atenție, favorizați evaziunea fiscală prin tot ceea ce fac firmele astea, sau nu, nefirmele. Adică aici este raiul evaziunii fiscale. Nu, nici m-am băgat peste ei, da?
dar nici mă să vă fac, vedeți cum vă fac eu reclamație, ca ei, ca vorunul de asta, că fac evaziune fiscală, pentru că mi-a spus că am un prieten, mi-a zis așa, bă, n-am de ce să-mi trăiesc. Crede-mă, ăștia nu mi-au făcut niciun fel de ajutor. Nu mă interesează toate. Poți să vinzi păsări, eu chiar încurajez, vindeți fratele păsări, că nu o să vă facă poliția nimic. Strigați cu goarne lucuna, cu două, că nu vă face poliția nimic. Dacă în caz devine vreun polițist, încercați și voi să-i dați o găină, să vedeți dacă merge. Dacă nu merge, fugiți! Bă, când vine un polițist, bă, fugiți! Te urci în mașină și fugi, mă! Am eu, mă, imagine, mă, care a fugit, mă! A fugit și s-a uitat polițistul precum cum se uită, ați văzut în desenele animate, s-a uitat, s-a uitat. Păi nu, știi care-i treaba? De când ai venit dumneata, de prima dată, mai dat camera, nu te-ai prezentat cum trebuie. În 192, până așa, de drum. Am pornit camera inițial când am venit, ne-am prezentat, v-am spus. A, bine, bine. Agent de poliție Pârvu Leonard, atât. Colegul agent de poliție. Dar n-ai spus, bă, cu de muncă și asta că ești obligat. Ambii din cadrul SPR1 au postulat. Da, da. Posturi de poliție diferite, bineînțeles. Da. Unitatea de cauză, SPR1 apostolache, secție de poliție rulă. Dar ia zi și mie, dumneata, poliția, când am sunat la 112 și vorbeam cu pompiere, era în buclă și poliția, adică dumneata auzea sau dispecerul de acolo auzea? Deci, dispecerul este o unitate separată. Am înțeles, știu. De câte ori v-a sunat dispecerul? De două ori sau o dată? O singură dată, bineînțeles. Deci am mințit dispecerul. Nu am de unde să știu ce v-a spus dumneavoastră dispecerul. Uite, le dai lui polițist că le cumpără el. Bine, mă, tinere, bine. Are și el. Asta este statul... Tipic. Nu, cum tipic. Asta este statul care voi vă faceți că nu-i vedeți. Ei sunt cu mașini din astea de vângăini, da? Și le cumpără pentru revânzări. Dar uite, eu nu mă leg de ei, atenție. Ei sunt obraznici. Bine, sunt mai multe probleme în această situație. A, sunt mai multe probleme. Adică, poate, cum, aici ar fi o gârlă, aici? Și ce-mi spunea... Dar știi ce-mi spunea pompierul? Că ăsta este teren viran. N-am de unde să știu cu exactitate. Păi nu, asta e în procesul verbal. Deci, aici, în procesul ăsta verbal, al dumitare și asta. Salut! Deci, dumneata, din prima, trebuia să ai numerele de la DSVSA, de la Garda de Mediu, permanențele de la amândouă, apele română, permanența de acolo. Și dumneata, n-ai numerele de telefon. V-am zis, am luat legătura cu respectivii. Se va deplasa la fața locului, echipa de la Garda de Mediu. Ți-a intrat faxul când ai sunat la Garda? Nu, nu, dar ți-a intrat faxul, corect? Astea sunt niște glume care nu și-au rost. Domnule, ți-a intrat faxul pe când ai sunat pe numărul de gardă de mediu? Cum adică e glumă? Bun. Deci nu ți-a intrat faxul, da? Aveți pe SNAU un alt apel. Nu, patru apeluri. Pe SPR, da? Aveți patru apeluri cu grav. Crimă, viol, furcea, asta. Ce, cum vă părțiți? Mai sunt și alți lucrători. Câți? Pe rază de competență. Eu vă spun că nu. Am găsit, de exemplu, SPR. Planificări. Ați văzut și dumneavoastră, au trecut o altă auto specială de poliție. Ați văzut foarte clar. În auto specială respectivă se aflau alți lucrători. Soarta, fraților. Alți lucrători. Dai vă zărul meu. Că voi... Sunt în serviciu. Dar cât? În situația care noi intervenim la situația de față, intervenția noastră, celălalt lucrători se vor ocupa de cealaltă intervenție. Ai înțeles. Am găsit SPR la ora 22, când erau decât 2 inși, pe 6 comune, pe un oraș, pe un municipiu, atenție, ce a spus domnul Geamă, suntem siguri, n-avem personal. Câte... Te-ai plâns vreodată la șef, șefule, n-am aia, păi nu poți, pentru că ai o linie. Și te dă afară. Încercăm să ne facem treaba pe cât posibil. Nu. Atenție, schimbați mentalitatea românului. Poliția, în primul rând, puneți țăuă, că nu, poliția nu înseamnă poliția română. Nu, dar seama, mașinile acestea nu le-am făcut eu personal, nu, dar, sau colegul. Dar puteți să spuneți, să-ți faci un raport dumneata, băi șefule, ăștia ne-au în bășcălie, puneți un țăuă aici, că poliția în dicționar scrie cu totul altceva. Dumneata, pe pieptul dumitare scrie poliția și aici poliția, deci sunt două chestii diferite. Deci eu când vorbesc limba română, dumneata îmi cer buletin și eu spun, n-am buletin, că nu mai am de statul român. Ce facem atunci? Cine e neprofesionistul? Eu sau dumneata? Permiteți-ne măcar să mutăm autospecială. Tată, ce spate, ce permiteți-ne, stau aici, vă pun melodii. Dar eu sunt aici, omule, îți dau bandă gratis, am bandă la mine de CFL-ul. Gratis o dau. Am un kilometru, am un prieten care are fabrică din asta. Și mi-a zis, bă, îți umplu pe bagajul. De ce nu aduc criminalist? Aici, iar dacă l-a tot, nu am criminalist. Bode, n-am un criminalist. Înțelegi? Cum
într-un mod neprofesional. Poliția română este vitală a acestui popor român. Dacă șefii, băi ăștia, șefilor, dacă nu vă băgați mințile în cap, voi, să fiți voi conștienți să vă băgați mințile în cap, cetățenii niciodată nu or să vă aprecieze. Ori să spună că sunteți păgari, corupți și toate astea. Păi eu am prieteni care plâng și spun, bă, mi-este rușine să ies dracu afară că sunt polițiști și eu îmi fac datoria și uite ce pățesc din cauza la netremnici. Care vă știți, bă, sunteți unii dintre polițiști netremnici, asta sunteți. Uite, băi, frate, uite capete de animale, bă, animale sunt îngropate aici, nu vă faceți, bă, datoria. Cum, mă, voi cu legea în mână, cu cuțitul, cu biciul în mână să-și bată joc de voi toți? Păi voi n-aveți, bă, n-aveți curajul nici măcar, atenție, să scoateți pistolul. Bă, voi sunteți, vă bată ăștia cu pistol cu tot, vă bat, da? Bă, sună apa în voi. Când voi trebuia să fiți, bă, ce stai, mă, pime, bă, eu sunt polițist, mă, janc. Nu, vă este frică de șef. Pentru că ăla, dacă tu vrei să-l bați, deci tot acolo, tot, numai gunoi aici, da? Aici este raiul gunoilor. Dacă tu îndrăznești să bați pe unul care, mai de capul meu, pe asta vă sună, ce, bă, tu îți dai seama că m-am legat de un primar și m-a nenorocit, bă, Florine, m-a nenorocit, familia mea, nu am cu ce să mai mănânc, am plătit bancă și asta. Păi, frate, vă nu vedeți realitatea? Unde ați văzut voi că eu vânesc polițiști? Nu vânesc polițiști. Vă arăt cei care sunt neprofesioniști, de exemplu băieți, da? Neprofesioniști. Le-am spus, le dau rolă, uite, tata, hai mă să-ți dau rolă. Da? Îți dau rolă, bandă de izolare. Bă, vrei să scrie poliția pe ea? Scrie poliția pe ea, mă. Vrei să treci prin stația mea că nu-ți merge ție stația? Îți dai, mă, stația mea. Vrei să-ți dau rolă? Am rolă, tată. Să vezi că am rolă. Ce se întâmplă? Rolă de CFL, da? Este rolă? Are 500 de metri, da? Nu vrea. Mai bine cu polițiști profesioniști decât mai bine cu tineri care au început prost. N-au început bine. Ne râd străini în față. Mareșale, bine, este un polițist german, șef mare, da? Într-o capitală, atenție. El când se uită și zice, bă, dar ăștia-s polițiști? Da, mă, zic, sunt polițiști, poliția română. Du-te, bă, de aici, că la noi ăștia nici cei mai mici, gardieni sau jandari sau ce dau ei pe acolo. Du-te, bă, de aici, mă, ăștia sunt oameni corupți, ce se întâmplă? Nu știu, mă, întreabă-i, mă. Să intrăm noi în Schengen? Cu cine? Cu oamenii aceștia? O să intrăm. De ce să nu intrăm? Mă, cea mai mare discriminare. Îl mai prost e americanul. Atenție, îl mai prost e americanul. Adică, da, mai șmecher. El vine la mine în țară când dorește, iar eu la el nu pot. Îmi ia viză. Îmi cere bani pentru viză. Salut. Băi, e ăștia care spuneați voi că eu, dacă vin în sângerul. Da? Salut, salut. În sângerul. Ce spuneați? Băi, dacă vii în sângerul, te bat țiganii. Bă, prostovane, bă, țiganul nu face așa ceva. Deci eu am coborât fără nicio stare tare de temere. În unde? În sânger? Unde? 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 Țiganie, uite, țiganie pe acolo. M-am dus pe setul la ei. Bă, m-a invitat la mâncare să mănânc cu ei și... Da, mănânc, nicio problemă, dar... Cine mai? Aici cine mai chema? Țiganii cu păsările? Nu. Eu veneam tic-tic-tic-tic de pe la Buzău și am văzut fum. Tânărul nu cunoaște OG-38, e clar, nu cunoaște OG-38, că dacă cunoștea... Băi, frate, e foc, da, eu sunt poliția română, tată, mă. Bă, poliția română ce înseamnă, mă? Forță, mă, tată, mă. Bă, cine ești tu, mă? Cetățean indisciplinat? Cine ești tu, mă? Da, zang! Nicule, ăsta la altul, nu, fisule, ce faci, mă? Bă, eu, ce știu eu, nu știi tu, înțelegi? Mi te paște. Până în paște. Dar te paște când te paște cu țestoase. Bă, la mine în casă, atenție, ăsta care, salut, sunt în sângerul unde sunt țăgani. Țăgani, atenție, dar eu iubesc. Mulți mi-au spus, bă, că nu-mi spune mie rău. Uite, ce spune, bă, noi suntem țigani, da. Ăsta care tu faci tu comente, faci tu directul, da? Bă, eu ți-am spus că sunt inginer de programare, da? Tu n-ai crezut, da? Fiind inginer, am făcut un soft, da? Tu cum ai făcut acolo, miau, 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 vine și la mine, într-un server, într-un rack de 19 și de 21, atenție. Și ce am făcut eu? Am dat în judecată.
vreau să văd, să-mi spui tu mie, pe cine am escrocat sau pe cine am păcălit. Sau când au venit la mine, mascați. La mine vin polițiștii non-stop, în direcție în reluare. Dar nu vin ei, adică cei de la Drașna, da, a venit cu mandat, atenție. N-au venit să mă cotrobăiască. Mi-a arătat hârtiuța, nici nu eram acasă. Mi-a arătat hârtiuța, Mariana s-a uitat, Alexandru filma, bine, și camerele prin casă, sănătate și virtute, uite așa, s-a și plecat. Dar ce facem noi cu Micu? Micul ăla de la Dedulești, al fetii, e feta, da? Pentru că acum, mii de Paște, până în Paște, o mare, ele. Deci încă o dovadă că poliția minte. Tinerei, mi-ai spus că ai dat telefon la DSVSA, am vorbit cu DSVSA-ul, a spus că nici n-ai dat telefon. Ai, cartea mea, dă-mi cartea de identitate. Fii atent de când eu plecam și fii atent cartea mea de identitate. Ai spus că ai dat telefon la DSVSA, DSVSA-ul a spus, n-a confirmat, ai mințit. Acum am vorbit cu ei, atenție. Minte, omul acesta minte, atât. Deci, secretariatul mi-a spus, nu domnule, n-a dat nicio poliție. Deci după 2 ore jumătate, n-a dat telefon, a zis, a, toate. Azi dau eu la garda de mediu pe permanență, sunt tare curios să vedem dacă garda de mediu a fost anunțată. Păi nu mai am spus pe cine acum, deci omul m-a mințit, da? Dragii mei, DSVSA-ul a spus clar că nu a primit nici un telefon. A doua oară m-a mințit polițistul. A spus că a sunat la garda de mediu acum vreo oră și ceva. Dar abia acum 20 de minute mi-a confirmat garda de mediu că au sunat la ei. Dar cu acum, după ce am tot insistat eu. Adică s-au dus, s-au întors mașina și a început să sune. Că a zis, lasă-mă că trebuie să-l plece. Bă, tind să cred că șefii voștri vă dirigează prin telefon, pentru că eu de când am venit aici, uitați-l, de-aia are și geamurile fumurii prin spate pe acolo, șefii lor îi dirigează să își bată joc de voi, cetățenilor, dragilor. Oamenii aceștia, salut, oamenii aceștia mint cu nerușinare. Au spus că au sunat la autoritățile statului. Păi vă dați seama că am venit prin SNOAU. Eu n-am venit așa, că știți de ce? Că dragii mei, sunați prin SNOAU. E dacă vă intimidează ăla de la dispecerat. Oh, să-ți iei amendă, gata. Stai bă, tu nici n-ai venit aici și iei amendă. Adică și la Jigoren, unde am fost eu acolo, a venit polițistul, s-a prins, a spus clar că nu dă amendă, nu, și trimis tu de la dispecerat prin SNOAU. Bă, să vezi ce plângere să ai cu ție, că tu pur și simplu cetățenii îți bași-o de ei. Le crezi o sare de temere pentru sancțiuni, că cetățenii au început să se teamă, auzi, că le dă amenzi. Trimite-o, că 2000 de lei, el din prima se gândește la maxim. E 1000 de lei, mă, înțelegi? Și indiferent cât ai, dai pe jumătate, 500 de lei, mă. Bă, băiete, mă, apel nejustificat. Pe evaziunea fiscală, voi, poliția din Prahova, da? Eu vă acuz, atenție, eu vă acuz că evaziunea fiscală o tolerați și mi-ați dat un document, atenție, mi-a dat un document protecția consumatorului, că aici că nu mai e pe competență. Bă, da, poliția consumatorului, nu ai pe competență. Comercialul, nu, tată! Nu toată evaziunea fiscală, economică și toate astea, crimă, investigații și astea. Ia uite, de ce m-ai mințit că ai dat acum o oră și ceva la garda de mediu telefon? Ia, de ce m-ați mințit? Domnul Hari, da. Apelurile efectuate în telefon, există o oră. Nu, nu, acolo, eu am vorbit acum cu garda de mediu. Nu, atenție, ați mințit. Am sunat, da? Nu, am vorbit acum cu garda de mediu, omule, acum 20 de minute ați dat. Și la ANSVSA a spus că nu ați sunat deloc. Și dacă au spus, să înseamnă că așa este, nu? Păi am vorbit cu ANSVSA-ul, cu DSVSA-ul. Dar eu am vorbit cu DSVSA-ul. Eu pun convorbirea telefonică. Omule, n-ați sunat, ați mințit. Nu ați sunat. Eu știu și cine vine. Nu ați sunat. Nu ați sunat, ați mințit. Deci DSVSA-ul a spus clar. N-a sunat, domnule, poliția, domnule, n-a sunat. O să auzi convorbirea telefonică cu ei, da? Stați acolo, salariu mare, deci dragii mei, SNOAU, STS-ul, bani, operatoarele, bani, aveam câte 7 operatoare pe tură, deci la telefoane, ei nu știu ce înseamnă trunchiuri, hunting-uri, nu știu despre ce este vorba, da? Eu am impresia că noi suntem veniți pe gârlă, da? A operatoarele la 112, pentru că sunt pe fiecare zonă, pe fiecare județ, sau sunt grupate operatoarele SNOAU, bani. Dispeceratele de poliție, vă dați seama, și șnurilor de telefoane alea care fâșie sau nu au console să vadă, bă, cine îl sună pe ăla de la dispecerat? Bani.
când se face interconectarea, da? Și că, domnule, a fost și poliția pe fir. Nu, eu nu l-am văzut, în buclă nu l-am văzut. Deci eu pe apelul SNUAU am 4 bucle. Deci 4 fișiere, da? O să vedeți, 4 fișiere, pentru că eu cer la STS, îmi dă convorbirile telefonice, le pun, o să-i auziți cum se fac ei de râs, da? STS-ul, vă dați seama. Păi de-aia a murit fetele alea acolo, că STS-ul și-a făcut datoria. Ce se întâmplă? Șeful lor, al mai mare, Aristan Mirețescu, chestor, doamne, e un chestor pe la București, tare de tot. Bine, el este tot șeful lor, da. Ei dacă vor să facă vreo mutare, o face în baza telefonului mobil. Tot timpul șeful lor le spune stânga-dreapta și țărăși marș culcat putat. Dacă înjură cetățenii în România, poliția română, da. Păi să vă spun de ce înjură. Pentru că ei nu cunosc că oamenii ăștia sunt victimele celor care îi conduc. El nu poate să facă niciun fel de gură pentru că are deficiență. Îmi spune mie, vă dați seama, îmi spune mie, ci că, păi noi nu avem personal. Dar du-te acasă, mă, dacă n-ai personal. Cum ești tu, mă, tu pregătit polițist? Ia să vedem noi. Ești tu pregătit polițist? Când sunt unii, l-am văzut pe unul, era... N-a avut să-mi dea tricou primarul de la Jugureni. N-ai fost, mă, tu în stare, mă, să cumperi și tu un tricou, mă, că sunt amărât, băi. Când n-ai casă, mă, stai, unde stai, în averea lui Socrătul? Mi-a intrat o muscă. Unde să dă muștele iarna? Mașină, ia uite, mașină curată. Bine, am tras de uși la mașini. Băieții sunt tineri. Nu mi s-au părut pregătiți. Oamenii nu mi s-au pregătit. Mai mult pregătiți se aduce în eroare cetățeanul în loc să-l sprijine. Siguranță și încredere. L-am văzut, i-am văzut. O să le fac plângere la amândoi, da? O să-i dau la parchet, la BCI. O să le prezint înregistrarea telefonică. O să le prezint camerele după ce au ei acolo. O să-i contest. Deci de la intervenție, inclusiv cel de la intervenție pe pompier, mi-a scris în kilograme. Băi, vă dați seama, în kilograme mi-a scris. Și locul faptei, unde? Pe teren viran. Focul, dacă s-a extins, nici măcar nu i-a fumat podul. Ba da, i-a fumat. Oamenii nu s-au dat, nici n-au coborât cu camerele. Există o decizie, 97/2020, unde ei sunt obligați cu camerele alea să filmeze unghiul tot. Nu, n-au filmat, că ei sunt obosiți, să murdăreau pe pantofi. Ia uite, m-am murdărit pe pantofi. Îi mușcau, mă, porci, că sunt vreo doi porci pe acolo. Îi mușcau, mă, vulpile, două vulpi. Voi n-ați filmat porcii. Voi n-ați filmat vulpele. Voi n-ați filmat câinii. Voi n-ați filmat vaca aia din papură de acolo. Nu, tată. Vreau să văd de ce au murit animalele. Poate e PPA, poate este antrax. Știți voi despre asta? M-aș bucura. SRN? SRN? Bine că n-aveți padul și SNRI-ul. Așteptăm să vedem că vin doi băieți de la Garda de Mediu, specialiști. Mamă, să-i vedem și pe ăștia când vin, da? Vrem să-i vedem cum să uite ei așa pe Valea Cricovului Sărat. Vă dați seama, noi copii, scuip. Dăm și cadrul ăsta. Auzi? Cadrul ăsta așa, scuip, așa. Eu zic să stai din ce poți să filmezi, știi cum, dacă vrei. Eu, bă, nu vă mai dați voi casă, că eu nu m-am legat de voi, da? Bă, una vorbim, ia uite polițistule, lăturile, de ce ăștia au voie? Noi n-avem voie, veniți repede și ne amendați pe mediu. Deci mai sunt și obraznici. Eu am zis să vă reveniți. Eu n-am treabă cu voi. Ia uite, tată, uite cum se arăncă la pod. Da? Vorbim de șirna. Foc. Aici, OG 38/2022, dacă se aplică... Nu se aplică. Deci această ordonanță care am luptat... Chestore, voi când ați spus în teleconferință, da? Ați pronunțat numele meu. Dar au auzit toți șefii din poliția română, da? Uite, tată, polițistul, uite-l ce face. Tu, chestore, care spuneai în teleconferință, da? Uite-l cum își face datoria. Uite, foc aici, dar toată partea asta e numai gunoi. De ce? Au dreptul ei? Pentru că viceprimarul, pentru că primarul, acești oameni, sunt plătiți să-și bată joc de noi toți. Oase.
tâc, 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 Albia, râului Cricovu Sărat. Ia uite-i, la odihnă! O să vin acum de la Zgarda de Mediu Prahova, altă instituție. Eu am spus clar că părerea mea sunt inutil. De ce? Ei nu-și fac datoria. Gunoaiele în țară? Vai de mine! Hălălaie, ce-ai făcut mai? Dat-o, iar ai dat răspuns prost? Ai dat prost iar răspuns, da? Vrei tu neapărat să te duci la pușcărie sau ce se întâmplă? Bine că am auzit un zvon, un zvon. Căci că ar fi DNA-ul pe la tine. Zgarda de mediu ăsta de la Alba. Hălălaie, fostul prefect. Păi n-a fost, mă, noi doi că ne pupăceam prieteni. Uite, mă, să dă foc la anvelope. A venit pompieri și au stins cu furtunul. Da? Ei sunt cu tupeu. Cei care sunt fără tupeu, n-am nicio treabă cu ei. Bă, dar de ce voi aveți dreptul să poluați? Să... Bă, tate, noi n-avem. Bă, nu fac discriminare. Da, uite, tate, ce e aici? Da, foc de tabără? Da, foc de tabără. Uite ce e aici. Uite. Foc peste tot, la vedere, oase, tot, canalizare, apă, tot ce vrei tu aici. Uite, bă, ăsta primarul care tu spuneai că trimiteai tu. De astea semne. Ia uite, și acolo, și acolo. Oh, 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 oh. Să vedem, Zgarda de mediu, ce măsuri tu. Da? Ei dau foc. Ce face polițistul local de aici? Bă, să dai bani înapoi. Tu, că ai competență, ai și mediu, ai și reglementarea în construcții. Deci, tu trebuie să sancționezi pe toți care sunt cam derbedei. Deci mă interesează, eu nu vreau să-ți fac reclamație referitor la reglementarea construcției. Bă, dar să fac eu ție plângere că tu ai fugit ca un laș. Iar polițistul nu te cheamă aici. Și viceprimarul nu cheamă reprezentanții primăriei, polițistul, vă dați seama. Ei și acum greșesc. Domnul polițist, solicită mod expres să chem reprezentanții primăriei aici, care au pe mediu. Solicită mod expres să sunați la primărie, să vină aici oamenii, să-și ia oasele și blana de aici. Că e pe terenul oate. Normal. Cetățeanul când îl... Ia uite, ia uite ce e aici. Uite, uite, uite. Cum își fac e datoria? Tânere, poză la apă curgătoare. Criminalistul, ia uite, apa curgătoare. Tânere, ai camera pornită? Arată, uite, mă, vedeată. Plouă acum și nu știu eu. De unde vine apa asta, tătă? De unde vine apa asta? Ia fii atent. Din 28 februarie s-a dat o lege. Vreau să mergi, uite, vezi fierul acolo? Îl vezi, da? Ai luat la cunoștință. Din 28 februarie vezi că s-a dat, s-a schimbat ceva. Da? Voi vă faceți că nu vedeți. Uite, ia uite fier. Tinere, solicită-mă de sper să duci la ăla cu fiare. Să filmezi, uite, la ce fiare, domnule? Uite-l acolo, uite-l acolo, uite-l. Tu te filmează, uite. Să mă duc să terminăm prima dată cu ceva. Lasă că nu, uite-te plâng degeaba. Tu te acolo și filmează. Dar spune că-i favorizezi. Aia. Vezi, din 2020, deci acum din 28 februarie s-a schimbat treaba. Ăla are și siguranță, are și bănuți, băgați. De ce n-ați chemat reprezentanții primăriei? Primăria și cu viceprimarul. A venit băieții de la odihnă. Ia. La Garda de Mediu. Ce frig e, frig, doamne. Bună ziua, numele meu Gianni Harry Florin. Eu am făcut sesizare la dumneavoastră. Referitor ceea ce vedeți dumneavoastră aici, sunt sute de tonele, dumneavoastră constatați personal, au dat și foc și aici este o Albia râului Cricovu Sărat. Nu, nu, uitați-vă și încolo. Da, vei nu, că o să mergem să facem da. Și noi poze. M-aș bucura să le dați sancțiune, amendă și apoi să aducă terenul la starea inițială.
Și apoi să cereți cheltuie. Dumneavoastră i-ați prins pe cei care au dat... A, pe asta te interesa pe dumneavoastră că i-ați prins? Da, eu i-am prins pe toți, era cu rața în gură. Cine? Oamenii ăștia? Păi oamenii ăștia când au venit deja mai aveau să dea și focul. Ce? Pe cine? Pe prindeau oamenii ăștia? Păi oamenii ăștia nu au găsit. Pe cine sunt bunăieri? Exact, lăsa să prindă hoțul? Nu, păi nu-i interesează cine e hoțul. Cine a făcut, cine dă foc, cine... Da? Da. Aveți muncă grea la Prahova aici. O să vă dau de muncă anul ăsta și vă fac plângeri penale. Garda de mediu, eu vă fac plângeri penale. Eu nu știu dacă sunteți. Cine ești dumneata în primul rând? Te rog frumos. Dumneata cine ești? Domnule, legitimează-te, ai venit, ești un angajat, legitimează-te, eu sunt Gianna Harry Florin, poliția m-a legitimat. Uite cu alea, e șoferul, cine ești? Este colegul meu, uitați. O fi mut? Are în mașină. Comisar, să-ți fi dregan, am întrebat, o fi mut? Care? Te-am întrebat, ești mut? Te-am întrebat că sunt mut. Dar ești civil, momentan nu te bag în seamă, pe doamna, da. Mata, ești în plus. Vrem să... Așa. Mergeți. Domnii de la pompieri au plecat. Ia două ore. Doamne, au sens focul și au plecat. Colegii de la poliție. Au plecat. Spuneți în cor așa că n-am auzit. Au plecat. Dacă vorbiți peste noi, domnul nostru. Da. Da, s-a întocmit un proces de altă către colegii. Noi ne-am încadrat, am venit cum am făcut o oră, că e drumul greu. Da, e drumul greu. Da, o să mergem. Ce înseamnă garda de mediu? Dar ce, ne aveai dreptate. Omul acesta, haideți, nu știu cine este, e inutil dacă eu lucrez la garda de mediu, nu știu. Omul acesta este inutil. Mănâncă banii statului degeaba de 20 de ani aproape. Gunoaie, domnule, vă rog frumos, ia uitați, o curge apă pe acolo, canalizare și pe acolo, și pe acolo. Treabă, și uite cum a venit tata, nici n-au cizme, n-au echipament. Doamnă, de la garda de mediu din România, vin cu echipament, costumații, dumneavoastră ați venit la paradă. Bine, o îi lăsăm să-și desfășoare activitatea, acum au loc cu garda de mediu. Ce? Ce vrei să zici, dumneavoastră? Vreau să-ți arăt, uite, neregulile, că văd că nu le vedeți. Domnul primar? Urmează să vin. Urmește. A zis că o să întârzie undeva la locul. Domnul vice și poliția locală. Și domnul vice. Și domnul vice? Da, și poliția locală, a fugit. A fugit, doamnă, a fugit. Auziți? Pe aici să știți că plouă foarte, ia uitați câtă apă aici, plouă, e normal. Ia, scoate civilul acum telefonul, ia, civilul. Mergem la mașină care legitimează. Da, vreau să-i vă legitimați. Da. Ce le fac eu, te enervez, dă treabă, ce le fac eu? Ce le fac eu? Eu stau aici cu ei să văd că nu știu datoria, nu înțelegi că țara asta e poluată, ce ai? Așa, să se legitimeze. Da. A venit cu lecția neînvățată, ia fii atent și... Salut, omule! Uite ce fotograf mare! Intrați, fraților, pe teren să vedeți ce e acolo, să vedeți... Eu nu pot intra aici, atunci că sunt operat de... E operat! Dar du-te acasă, tată, dacă ești operat de hernie de zis! Du-te acasă în concediu medical! Dacă ești operat de... Te luăm în brațe! Ia uite-l, tată, se accidentează! Da? Voi vă luați banii. Uite, oamenii ăștia nici n-au locuri de muncă. Ai 100 de milioane, ai 10.000 de lei salariu. A plouat. Dacă miroase, da, e apă curată. E izvorul minunii. Așa se prezintă angajații de la garda de mediu în România. Uitați, voi fraților. Am tocuri, acum, sincer, am niște care sunt. Eu nici nu te mai bag în seamă, pentru că n-ai venit echipată în conformitate de teren. Dumneata ești de teren acum. Da. Nu ai venit cu echipamentul care trebuie, da? Da. Ai nevoie de ea? Uite ce... Și-a pus gluga în cap să nu-i piece vreo furnică după aici. Și iar domnul, are hernie, cică. Și de-aia nu vrea să vină pe aici. O să dea... Ce? Nimic. O să dea hârtie, o să dea o măsură și aici rămâne cu noi. Atenție, să vedeți, oamenii ăștia au obligația să le dea în primul rând sancțiune. Să-i dea și lui primar și lui vice. Auză, la apele române, de ce n-ați copii? Ia întrebați-i pe copiii lași ăștia. Așa. Ia întrebați-i pe ei. Nu, ia, v-a întrebat doamna, ce apele române, ia întrebați. Da, nu, ați anunțat sau nu ați anunțat? O să discutăm despre acest lucru. Ia auziți doamna, că o să discutăm, el a spus că a anunțat, eu am vorbit cu apele române, n-a anunțat nimic. Ne cam minte tinerelul.
Așa a spus și că a dat telefon la garda de mediu. Acum o oră și ceva, două ore. Nu, am vorbit eu cu garda de mediu. Fraților, cine-i tipul ăsta? Așa, să-mi dați mesaj, cine-i tipul ăsta? Și ce viață a avut el, și cine este, câți bani are? Să vedem, vă arăt eu salariile, că am salariile de la ei, da? Să vedeți câți bani, câte sute de milioane se duc pe an la oamenii ăștia. Uite, eu cred că e șefa. Eu cred că e șefa. E specialistă în a vă proteja viața. Garda de mediu vă protejează viața. Președintele Gărzii de Mediu. Uite, a călcat pe os. I-a făcut, a avut cea mai bună boală la animalul. Plendoare în iarbă. De ce eu te uiți cu mine cu extrem și nu crezi că ar fi mai bine? Păi voi nu vedeți nimic ce este aici. Dar trebuie să o țineți tot încolo, tot încolo, da? Eu vă demonstrez că sunteți inutili. Și vă acuz că sunteți inutili. Vă bate joc. Voi nu duceți măsurile. Țara asta e murdară din cauza Gărzii de Mediu. Aveți legea în brațe și nu faceți nimic? Am schimbat strategia. Uitați-vă la ei. Ei trec și nu fac poze. Uite, domnul, cu aparatul. Uite aici. Ia uite aici. Uite, aici treci și nu vezi. Ce plângeri pe neale să vă fac eu acum? Mă învăț cu voi. Da. Uitați-vă, dragii mei, cum suntem tratați. Omul ăsta, dacă nu interveneam eu, o lua înainte. Bine, la noi, în România, căcăstoarea e în vale. Domnul, șanțul ăla, ia uitați-vă acolo, uitați scurgerile acolo, uite scurgerea acolo, te faci că nu vezi? Uite scurgerea, uite! Scurgerea, uite, uite, te faci că nu vezi? Uite, să face că nu vede. Da. A, nu se duce, că e frică. El nu se duce la țeavă. Uite țeava acolo, care se scurge acolo. Nu te duci. La țeavă, uite țeavă, uite să vede țeava. O vezi dumneata țeava aia? Da. A, păi de ce nu te duci să faci țeava direct acolo? A, nu știu dacă e proprietate. Da, a făcut translocare. A făcut, da. E normal ce vedeți? Este o chestie de infecție sau de ceva, adică în codul ce spune al dumneavoastră în atribuțiunile de serviciu, ar trebui să fie curățat tot, reciclat. Ajutor social în România. Am găsit în comuna Olteni o primăriță. Băi, asta, primăriță, umblă un zvon că ți-ai pus silicoane pe banii statului și noi că i-am prins pe aia că și-au pus firele, bine, cu poliția, aceeași poveste, polițiștii nu au făcut, i-am prins pe aia cu firele la iluminat și polițistul a zis, nu-i dă competența noastră, serios, dar de furt ai auzit? Ia uite ce e aici, asta este Splendoare în iarbă. Dragii mei, urmăriți filmul românesc, cinematografia românesc, știți că a făcut opere literare. Sosesc păsările călătoare. Nu te uita la mine, domnul, fără legitimație. Nu știu ce zici că e babau cu... Asta nici nu știu ce, nici nu știu figura. Ia uite ce e aici. Astea fac parte din peisajul românesc. Băi, primare, nu erai tu ăla, mă, care spuneai tu. A, uite, și aici, anvelopele astea, nu le faceți poze și lasă să le vă amintim. Băi, trec. Păi astea-s bune, anvelopele astea toate, că îi le dau foc, atenție, da? El nu da, trebuie să-i spun stânga, dreapta, pe ce ți-ai tu banii, măi, angajatule de la stat? Pe ce ți-ai tu banii, că uite, chinui poliția română. Oamenii ăștia nu-s plătiți, că voi, adică, voi trebuie să vă faceți datoria. Ia uite ce aici. Bine, fiecare cu căcăstoarea lui. Ia fiți atenți, ce vedeți aici, Splendoare în iarbă. Sângerul, la sânge. Mi-a dat drumul la camera aia? Păi s-o ce, domnule, dă drumul la camera aia, că de-aia, când vrei să o bagi acolo, întotdeauna să se vadă. De ce nu dai drumul trecut? De ce vine? Nu, până aici nu s-a făcut. Atenție, te rog frumos. Numai aberații îmi spui. Până aici nu s-a făcut fotografie judiciare. Ia uitați, doamnă, ia uitați ce acolo. Dar dacă o țineți tot așa, tot, să nu călcați într-un căcățel. Da? Ne plimbă. Toată valea plângerii. Poluare, domnul cu mască, să nu-l mănânce carcalacul, are și aparat de fotografiat, face poze, alb negru și color, încă nedeverupate. Bate vântul. Bine, după aici, după acolo, tinerul polițist, n-a început bine. O să-l învețe băieții cu operațiunea Cot-Codac. Vă dați seama, dragii mei,
am prins niște cetățeni care vindeau, aveau găini în ambulanță. Vă dați seama, ambulanță avea găini. Avea găini? Avea găini. Să nu se scufundeze, doamna, să nu-i mănânce broaștele călcâile sau toculețul. Ce n-aveți? Mă aud, are parasolarele puse glugă și totuși mă aude. Eu, dacă vorbești în fată, trage cu urechea. Comisari, vă dați seama? Oamenii ăștia sunt comisari. Ce fel de comisari sunteți voi? Mâncători de bani de la stat degeaba? Eu întreb. Să vedeți ce salarii au. Ia uite, face poze. Nu dați banii pe prăstii. Faceți poze la gunoi. Da, călă. Mergeți, îndrăzniți. Papura e papură vodă. Da? Balta rămâne balta. Echilibristică pe balta. Sau pe bidoane din plastic. Parcă și văd pe ăștia aici că vine primarul cu vicele și începe el tip, pe tără calcă, că tare, nu dai, nu te mănâncă, broască. Dacă n-ați fost pe teren, mergeți parcă sunteți balerine. Hai bă, că voi parcă ați mai văzut, ați mai venit pe aici, pe la comuna asta. Iotă cornu, lasă cornu. Normal, aici sunt tai animalele și... Ia. Așa, o să aveți surprize, ce să vedeți încolo. Nu le face nimeni nimic. Gunoaiele rămân îngropate, mormântate, cum spunea fostul lor șef. Singurul șef de la garda de mediu care și-a făcut atelier a fost Berceanu. David, ai mers cu mine tu peste tot, bă, șef. Ăștia stăteau la căldurică iarna. Doamna, de exemplu, de câte ori m-am dus, ia uite aici, stătea și plimba cafeaua pe acolo, da? Bine, eu ne cunoaște, uite, da? Doamna plimba cu cafeaua pe acolo, la garda de mediu Prahova. E la o vilă, e pe Decebal, pe acolo, pe unde se parchează, ia uite, în regulă. Dragii mei, nu mai înjurați poliția română. Nu înjurați nici pe oamenii ăștia. Pe unde? Pe proprietatea cetățeanului? Hai să luăm pe acolo. Da, băi drum. De-abia filmați omul cu fierul pe acolo. Nu, că ăla nu ne mușcă, ăla-i trimis de viceprimar. Ăla-i, da, vă spun, băi, hai, plec. Gata, uitați-l. E clar, e trimis de viceprimar. Și de polițistul local, care a fugit tu. A fugit tu. Hai că te prind eu, domnul Bolnăvior. Dacă în caz de pici, domnul Bolnăvior, dacă pici, te prind eu. Bine, eu mă fac că te prind. Înțelegi că nu vreau, că și eu am și eu o problemă la coloana. Ia auzi-l. Ia uite, și mai ieși acolo. Domnule, tot s-a primul, da. Da, stați liniștiți, că sunteți inutili. Să mă dați în judecată, că eu vă fac că sunteți inutili. Păi vă spun eu, deci, după 4 luni de zile, mă întorc. Nu te băgași repede, uite, a venit garda de mediu. De ce îi împiedici ca să nu se ducă să... Dar spui că, domnule, a venit doar pentru pod. Nu, a venit pentru tot gunoiul de aici. Da, ulterior să vă treabă, tinere, nu mai. Ia uitați, domnilor, de la garda de mediu. Ia uitați cum curge apa. Faceți poze. Nu face poze. Da. E normal. E normal. Uite, polițistul să treacă pe lângă unul cu fier vechi. E normal. Și aici, și acolo. E normal. Să bagă polițistul că a venit garda de mediu doar pentru poduleț. Păi nu ți-este rușine, polițistule, că a venit doar pentru poduleț? Ei sunt colegi, instituții ale statului. Iată, apă, baie, ce... Țară, s-a murdărit a mea, pe ghetuțe. Bocanci aia? Ales ghete. Să-l vedeți pe polițist când vede el grămadă aia de fier. Vechi, o și filmează. Dar el nu știe că s-a modificat în 28 februarie ceva. Nu știe. Nu știe. Bine, de când a venit, el n-a știut. Nu știu, n-am... Mă tem dacă aș veni omul ăsta. Greu? Greu? Nu. Nu? Sunteți învățați cu chestiile astea? Normal. Terenul? Ce fel de teren? Ce fel de teren? 71.
smuț. Erai cumva dumneata cu mașina cu laptopul acasă? Pe domnișor muzicant acolo? Sau confund? Nu, sau muzicant. Undeva pe la vezi pe acolo. Dar aveți un coleg pe acolo, o colegă. Corect? Nu muzicanți, scuze. Nu muzicanții pe la sud. Spre gara de vest. Da, între centru și gara de vest. Aveți o colegă. Am filmat eu. Care stă acolo? Mm-hmm. Da, eu. Este, da, da, da. Dar mai folosiți mașina de serviciu din când în când așa, în interes personal, pe la piață, pe la asta? Nu știți, da. Ia uite, auziți? Afară plouă. Ia uitați aici. E bine, da? Asta e România care vrem noi să trăim. Dar pentru ce sunteți plătiți garda de mediu? Să aveți forfece acolo? Forfece v-a dat? Forfece. Cascule. Ca frunze. Slavă Domnului. O cine caută? Aha, un câine. A mușcat un câine, un domn și domnul doctor. Aici sunt cartier de romi. Ei mi-au spus că sunt țigan. Eu n-am nici cea mai mică temere. N-avem. Ia uitați. Afară plouă și curge apă. Dar bine, sunt pe împărți, așa. Nu-i pasă că ploaie. Ia uite, dacă cercă polițistul, dacă l-a văzut pe om. Ce faci, băi, tineri, ne spuneți? Nu, vă arăt la prieteni, că sunt aici. Da, mă. Așa, așa, așa. Aute ce casă frumoasă. Bine, ele sunt toate cu proiect. Aveți cu canalizare. Știți că au canalizare aici. Au canalizare, au gaze, au trotuare. Noi mergem pe trotuare. Acum ceea ce vedeți nu este adevărat. Hai, nenea bolnăvioră, haide, hai, că e obosit. Nici nu vorbește. E așa, e răgușit. Am muncit foarte mult. Ce comisar sau nu știu ce-o fi. Eu nu știu cine e omul ăsta. Dar ce te ții după noi? Nena, ești bugetarul? Doamna, dragă. Nu are în mașină. Nu, am înțeles, în mașină s-o să țină. El trebuia să abie de gât. Ca să nu mai mă rugă să-l întrebe cine e, măi, nene. Și el facă ne. Da? Ești mut? L-am întrebat. Ești mut? Nu ești mut. Ești sau nu ești? Stai că facem altceva. Mă, nene, mă, dar ești corupt? Nu vreau. Dacă nu vrea să vorbește cu mine. Nu vrea să vorbește cu mine. Doamna a venit, sunteți foarte pregătită. Nu iertați, nu-i așa? Ce ați văzut aici e un dezastru. O să iertați? Nu cred. Nu să sunteți o profesionistă. O să luați acum de ureche pe ăsta, pe vice. Și pe polițistul local, care pe competență mediu și el. Așa? Și să-i spuneți, bine mă, frumoșilor, să vin eu să mă deranjez cu boțanche, cu bocanci, sau ce zic, bocanci, ăștia sunt bocanci. Bocanci, da. Să vin eu cu bocanci, să mă aduc eu aici, ce-am văzut aici, nu mi-a plăcut. Sau le spuneți că v-a plăcut. Le spuneți, nu mi-a plăcut, vrei? Faceți un proces verbal, oameni de aia mic, nu mare, le dați amin de mică și le spuneți așa. Mă băieți, România noastră, cea de toate zilele, arde focul acolo? Ia uitați-vă, arde sau nu arde? Doamne, arde focul. Fășila, da. Acolo cine... Cine a dat foc? Eu vi-l spun? Vreți să vi-l spun? Da. Jumătate din salariu. Păi da, dacă nu l-am văzut eu... Păi jumătate din salariu. Trebuia nu vreți? Eu. Am înțeles. Până atunci nu am de-a spune nimic. Dacă nu știți cine... Fraților, dați foc. Și dacă nu vă vede madame, nu se întâmplă nimic. Madame, acum mă. Când zis madame, e jignire? Da. Uite polițistul aceea. Spuneți-i polițistului să-mi dea amendă. Adică eu, bă, ce ne... Bă, îți dai seama. Am jignit-o pe doamna și polițistul nu vrea să-mi dea amendă. Bine, doamna e odihnită. Da. I-am zis, doamnei, madam, e jignire? Pentru doamna ei... Rămâne la aprecierea dânsului, dacă a fost indignată. Păi da, a fost indignată, nu-i lua dreptul. Păi dacă a fost indignată... Dă-mi amendă, eu cum, dă-mi amendă, nu te lăsă, polițistule. N-ai curaj. Eu zic să regreți.
Taci, mă, din gură, mă! Nu uite că nu vreau! Domnul agent de poliție, m-a făcut tălhar. Te rog frumos, ai auzit? Du-te frumos și legitimează-l, vreau să-i fac plângere. Domnule, domnule, du-te și legitimează-l, m-a făcut tălhar. Te rog frumos. Vă urmați pe doamna la colegul. Da, eu merg că m-a făcut tălhar. Legitimează-l. Hai de nu-mi spui ce tu ce trebuie să fac. Te rog frumos, legea 61, articolul 2.1. Ați văzut? Poliție? Ai, bă, aici că ai, bă, lasă-ne în pace. Na, ecco. Ăștia sunt polițiști. Uite, bă, vrei să te bat, da? Uite. Bă, nu ai o părere, că te întreb civilizat. Se pare normal ce vezi aici? Sincer, domnul comisar. Nu are, parcă zici, uite. Deci, să mai trezesc 2-3, să te jignească. Deci până acum tot a fost ok. S-a mai trezit 2-3 din ăștia, viteze, da? A venit polițistul local. Fug, uitați-i, doamne, polițistul local, da? Fuge. Alo! Oprește-i, oprește-i, oprește-i! Cei de la gardă vor să vorbească cu ei, oprește-i! Cei de la gardă vor să vorbească cu ei. Polițistul local are, încalcă legea 333. Sancționează-l, te rog. Domnule, îl solicit în mod expres. Dați, ziceți-i cum vreți să coboare polițistul. Să coboare polițistul. N-are tonfă, n-are spray. Legea 333. Am dați-i sancțiune. Aștepta să vină, domnule, să discutăm. Domnule, să lămurim o situație și legea 333, da, domnul, are tonfă. Am înțeles. N-are spray. Păi întreabă-l, domnule. Am timp 6 luni să aplicăm. Nu e adevărat. Ba, adevărat. Nu te contrazic. Ba, domnule, nu-l mai favoriza. Nu favorizez pe nimeni, domnule. Am timp 6 luni. Nu, nu este adevărat. Nu este adevărat. Te contrazic. Ești obligat în ochii 2. Omul e de față și are dreptul la mențiuni. Domnule, ești corupt. Ești corupt. Nu sunt, domnule, corupt. Omul n-are tonfă. Ai constatat? O să aplic o sancțiune. Am timp 6 luni. Nu e adevărat. Omul este aici. Domnule, citește să vezi. Nu este adevărat. În ăla, în ochii 2, ai 6 luni de zile dacă dumneata nu ai timp. În fapt, așa, dar ai constatat-o, da, personal. Am problemă de rezolvat. Nu, ai constatat-o personal. Da. Stai liniștit, că te faci de râs. Asta este. Bine, bine, bine. Nu, nu, eu, în niciun caz. Dar nu mai m-a acuzat. Hai, te rog frumos. Nu vă acuz nimic. Te rog frumos. Bine, bine, bine. Domnul primar sau cine sunteți? Nu. Domnul vice? Domnul viceprimar, aveți pe competențe exact dumneavoastră exclusivitate mediul. Da. Pot să zic. Da, pot să zic. Domnule, eu știu că sunteți oamenii v-au lăudat. Știți de cât de mult pe aici poluarea asta? De ce nu asta, mă, sără? Intervenim de fiecare dată. Și de fiecare dată se aruncă. Dă-te, omule, să nu... Polițistul, agentul, nu are tonfă, nu are spray. Trebuie să fie sancționat pe legea 333, iar polițistul tânăr, pur și simplu, nu a vrut să sancționeze, a spus aberația o ghedoi, care el timp 6 luni de zile. Deci, dragii mei, când vă spune că nu vă dă sancțiune, care el timp 6 luni de zile, din start îl câștigați în instanță, pentru că nu a constatat și nu a trecut dreptul tău de a da mențiuni. Să uită tânărul. Nu vă mai luați după acești oameni neprofesioniști. Domnul vice, amenda pe care o primește comuna, bănuțe ăștia au plătit din banii publici, corect? Corect. Toate și pe urmă de ratizare și toate astea, tot din banul public, da? Cât ai salariul dumneata? Eu vreau să-ți văd salariul acum. Îl găsesc acolo afișat? Păi îl găsesc, suntem obligați să... Bun. Cât ai salariul dumneata? Dacă mergi la... Nu, te întreb pe dumneata, ai și coloane vertebrale. Domnule, atât am salariul, nu banii mână, tot. Cât ai salariul? Mergem la primărie și... Mergem la primărie, rușine să-ți fie. Că cetățenii ăștia vor să plătească toți. N-ați făcut un loc de muncă, nu-i canalizare, n-au gaze, n-ai locuri de muncă. Domnule, câți sunt în șomaj aici? Cât sunt în șomaj? Sau nu, că sunt asistat social. Uite-l, tată, agentul de pază. Uite, tată, agentul de pază. El, agentul polițistul local, nu-ți da sigur, el pleacă așa, n-are centura, nu-și pune centura. El pleacă, n-are treabă. Nu te duci, mă, ia uite-l, mă. Uite, mă, are canalizare, mă. Agentul de pază. Ia uite-l, ei.
Haideți să-l vedeți. Că el este plătit din banul public. Să vadă salariul lui. Da? Nu există trotuare aici. Omul este plătit din banul public. Își ia bănuțul, nu știu cât. 2000 de lei. Nu, eu 1000 de lei i-aș da omului acesta. Deci din cauza lui, voi plătiți, nu știu, din cauza vicelui. Oamenii aceștia, din banii publici. Repet, banul public. Și arată vicele. Și așa arată polițistul local. Oamenii aceștia sunt plătiți să-și bată joc de voi. O să plătiți acum de la buget, o să puneți să vă facă canalizare, trotuare, la școli, la grădinițe. Ei, ia uitați, boieri, pe banii publici, omul acesta are o nesimțire și cu agentul de poliție, nici n-a venit. Nici n-au venit. Uite, tineretul ăsta nici nu are unde să distreze. Păi nu ți-a rușine, mă, omule, copiii ăștia unde să distrează? Ce discoteci, mă, să-ți facă cu voie să... Acum voie să plătiți amenzile care zicea din cauza lor? Nu, nu voi, bă, de ce să le plătesc? Da. Auzi? Stai, mă, un pic, dă-mi un nou. Dă-mă un nou cât se plâng. Mi-l dai gratis? Da. Mersi. Se spunea că dacă vin în Firna, o să fiu tăiat cu sabia. Un țigan, un rărom, mi-a făcut ca cadou un ou. Doamna, e 8 martie astăzi. E 8 martie astăzi. Pot să vă fac un cadou de 8 martie? Un ou proaspăt. Vă fac cadou. Este 8 martie, doamna. Refuzați cadou. La mulți ani. Romii sau țiganii, da? Nu vă temeți de ei, pentru că nu are nicio treabă. Mi-a făcut cadou nou. Ia să-l vedem. N-are cocoș. Bine, ăsta cred că a fost cocoșul de la Miraslău. Viceprimare de la Miraslău. Bă, ăsta care e cu mineralele după acolo. Bine, o să fiți cotropuiți mult mai tare. Mi-a dat prietenii un nou, dar e fără cocoș, n-a avut ouțe, mi l-a dat ca cadou și eu vreau să-l dau ca cadou la, auzi, general, la garda de mediu de 20 de ani ia bani, inutil, băi, oamenii ăștia de la gard, uite, omul ce că-i bolnăvior și ce că-i mut, a zice el, el în trei, el nu zice nimic, și vrea eu de la, uite, mi-a dat prietena mea, un ou și mi-a spus, n-am cocoș, n-are mă nimică și nu vrea să-l ia ca cadou. E o marte, bă, ați dus, mă, flori, bă, la fete. Da. Băi, tinere, eu zic să mergi un pic pe drum, să nu faci necazuri la părinții tăi. Treaba ta. Că dai dovadă de titlu. Eu zic, taci din gură. Balta, rămâne balta, gunoiul. Cui dau eu oul? Să mai trecem pe deșeuri, ne prezentau urme de oartele astea. Deci, urbe, prezentau urbe. Dar n-ați scris. N-ați scris, să contraze. Ce ține de dumneavoastră, mai trecem și facem aici? Opa, a vorbit domnul. Minune! Minune, minune! Domnul Hari, puteți pleca, vă rog, cu jocurile acestea cu ou de lângă noi? Obstrucționați întâlnirea procesului verbal. Ce? S-a terminat. Și efectuarea cercetărilor de către colegii noștri. S-a terminat. A rugămintea să eliberați cu, dacă vreți la să vă jucați, metri. Să vă jucați la câți metri? Nu e. Uite, mă dau mai așa. Uite, m-am dat așa că vrea el să îi obstrucționez eu lui, nu știu ce. Nu ți este rușine să spui aberațiile astea? Eu te tânăr, o să-ți fac plângere. Atunci nu mai obstrucționez eu cercetările tale care n-ai făcut nimic? Aole, să vezi ce plângeri vă faică acum. Păi cum mă, fraților, voi faceți poliția română de ales? Păi poliția română de... e brandul societății românești, tată. Eu te... e bine aici unde stau? Am vrut să-i dau... bine, lui nu vreau să-i dau ou. Și-l sparge, până acasă îl sparge. Îl sparge, el nu-l duce acasă. Nici lui. Ia, acum mă cheamă, acum nu mai obstrucționez
Ia să vedem ce zice. De câte? Ce distanță? Ce distanță? Numai un pic ca să... Madame. Rezonabilă că sau nu s-a întâmplat altceva, adică vreun ultraș sau alte chestii, la asta s-a referit. Ultraș? Păi nu vă cunoaștem, nu avem de unde să știm cum reacționați dumneavoastră, la asta s-a referit. Eu uzi, dar eu nu știu că nu scos pistolul. Citește ce scrie. Că nu vă faceți datoria. Agenții de poliție? Da. Dar fără să scrii. Da? Fați mai puțin să vă citești, după trecem și mențiunile, e ok așa? A, bine. Anul 2023, luna 03. Ziua 08, în comuna Sângerului de Spragoa, peste ca Gabriela, pe curvul Leonard, ambii din cadrul SPR-1 Apostroache. Astăzi, data de mai sus, am fost izat prin SNAU de către numitul Gian Harry Florin, cu datele dumneavoastră de stare civilă, cu privire la faptul că în localitatea Sângerului se manifestă un incendiu de deșeuri menajere. În baza sesizării ne-am deplasat la fața locului, în caz de care au fost constatate următoare. În localitatea Sângerului, pe DJ-102C, în zona podului ce face trecere peste râul Cricovul Sărat, l-am identificat pe apelantul Gian Harry Florin, care precizează că pe albia râului Cricov au fost identificate mai multe deșeuri menajere aflate în zonă. Împreună cu numitul Gian Harry am constatat că pe albia râului Cricovul Sărat, în zona de agentă podului, se găsesc mai multe deșeuri, leșuri de animale, deșeuri menajere. La nivelul acestor deșeuri se manifesta un incendiu cu flacără deschisă care a fost lichidat de către pompieri din cadrul Istu Prahova. Eu vă aud. În cadrul gazii de intervenție a fost în cauză s-a procedat la contactare telefonică pe postul telefonic a reprezentanților gărzii de mediu, ocazie care reprezentantul de situația de fapt. Prezint că echipa de intervenție permanentă se va deplasa la fața locului. La fața locului s-a procedat la folosirea sistemului de tip ADN camera, aspectele fiind înregistrate audio și video. Urmează ca în cauză să efectueze cercetări în scopul clarificării și determinării situației de fapt. La fața locului s-a deplasat lucrătorul din cadrul Gărzi de Mediu Prahova, comisar Drăgan Gabriela, comisar Dinescu Horia, cu care ne-am deplasat în zona podului, pe albia râului Cricovul Sărat, caz cu care s-au constatat deșeuri menajere, materiale de plastic, leșuri de animale, abandonarea de deșeuri ulterior se va întâlni o notă de constatare cu UAT Sângerul. Deplasarea executându-se pe o distanță de 600 metri liniar. Acum ce aveți dumneavoastră de menționat? Toate aceste fapte fac obiectul unui dosar penal? Nu mai puțin. Declară că... Spuneți acum. Aceste fapte constatate de către agenții de poliție. Aceste fapte. Constatate. De către agenții de poliție, Garda de Mediu. Noi mergem la primărie acum. Mergeți, doamne. Bine, la revedere. O zi frumos. Da? Deci au constatat personal, deci agenții de poliție și Garda de Mediu, da? Fapte constatate de către agenții de poliție și Garda de Mediu. Da? Da? Și criminalist. Liți sunt cei de la TSVSA. Și unde zile? Deci ți-a dreptul de a da în mențiuni. Cum? Atenție, vezi că i-ai luat dreptul, atenție, pentru chestia asta îți fac plângere. Du-te ușor, că eu nu arunc cu ouă în nicio mașinuță. Salut! Fii atent, omule! Păi să vă zic despre ce este vorba. Aici avem biblioteca, la Sângerul. Bine, cetățenii nu au cum să urce, să meargă la bibliotecă, pentru că să de aici să urcă iar la etaj. Aici este un om profesionist, cred că este cel care e cu cărțile, prietenul lui Mandalaca. Cred că da. Și uitați, ei totuși au. Deci au ceva totuși, activitate culturală. Da? Uitați. Și cred că se datorează unui om. Da? Tot ceea ce vedeți din prima, persoanele cu handicap n-au nici ce să caute aici. Și încă o scară. Da? Hop, iute, ușa aici. Am mai filmat aici. E o pasiune aici, e pasiune. Știu că am mai filmat, dar mi-aș da pușile. Nici unul nu. Muzeu. Bine. Alo? Este cineva? Aici? Nu e. Nu e nimeni. Ideea e că am găsit ușa deschisă. Aici-s rugătul. Deci, cineva e pasionat aici. Da?
Ma de cine m-a pasionat? Parcă am vorbit cu persoana respectivă și am rămas impresionat. Uite. Avramescu. Dar cred că nu vreau să greșesc. Parcă am auzit că a murit omul ăsta. Nu cred că a murit. Iar dacă a murit, nu se vede. Dar parcă așa știu. Ia să sune pe cineva.